Așa, ia să vedem. Dante prostie film. Oppenheimer e clar mai bun. Bă, ăsta-i a doi. Ăsta-i a doi. E Barbie și cu Ken. Bă, Barbie cu Ken, ai văzut Oppenheimer? Oppenheimer n-am văzut. Că n-am avut timp. Eu n-am viață, eu nu trăiesc ca oamenii. Na, uite, am și înjurat. Și mi-am propus ca sezonul ăsta să nu înjur. Bă, zi un pic, dar Barbie ai văzut? Da. Du-te, bă! A, dracu, deci pentru Barbie ai avut timp? Da, omule, normal, am zis să văd, să merg pe fentă, să merg pe fenta aia pe care merge toată lumea. Îmi dau seama oricum că ești cel mai bătrân de acolo. Da, eu am fost la premieră la Barbie, la mall aici la noi. Da. Și era foarte cald. Și foarte roz. Prea roz, prea roz. Mult prea roz pentru așa. Și am stat un pic și am plecat acasă. Eu am fost cu Anca din cu... La Barbie. Și cu încă câțiva prieteni. Și eram toți cei mai bătrâni de acolo, evident. Eram bacii. Bacii. Și eram îmbrăcați în negru toți. Și nu înțelegeam, Anca a dormit. Ca să okay. Da, am înțeles că e prăjeală filmul. Da, e o metaforă foarte frumoasă. Și e o cioacă așa. E o cioacă după cioacă. E frumos, e frumos. Da, 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 da. Eu am fost la Oppenheimer. Și? 3 ore? Nu? Bă, n-am simțit alea 3 ore, real. Uh-huh. Adică nu știu când o trecut, dar superb, adică n-ai. Deci omul ăla a vrut să facă bomba sau da, n-a vrut să o facă? A vrut să o facă, nu? A vrut să o facă, doar că cumva scopul nu a fost să distrugă planeta. Da. Scopul a fost să apere America. Să salveze. Mă rog, din alea, să minți sădite. Da, politică și orice. Și toate alea, dar omul, bă, ce tare a fost filmul Oppenheimer. Bă, să mergi la film, bă. E extraordinar. Da. Barbie, nu știu. Și la Barbie să... E o metaforă foarte frumoasă. Vorbește despre societatea asta și despre lucruri... Reale. Reale din Doar societatea că îmbrăcat asta. Într-un roz... Da. Și până la urma urmei, mesajul este că cumva trebuie să căutăm o cale de mijloc. Să ne înțelegem unii cu alții. Nu se poate nici patriarhat, nici matriarhat. A, normal. Absolut. Dă-i. Bine! Aș putea să te întreb ceva? Da, sigur, zi. Ce vrei să mă întrebi? Păi aș vrea să te întreb și eu dacă știi care e diferența între tine și astea? Nu, care e? Că steaua strălucește doar noaptea, tu strălucești mereu în viața mea. Wow! Wow! M-ai dat pe spate, Aurel! Asta sunt eu după... Bă, stai, ăsta vorbea singur? Da, mă, da, e monolog interior cumva ca să te ridici cumva, să te ridici de jos. Stai și eu după două zile de mental breakdown, după două zile tu de... Străluci. Uite, tu nu ești doar o stea care luminează băgat în priză. Da. Tu ești, tu luminezi... Luminezi ce? Asta zic, după zilele oamenilor, bă, că îi faci să râd acasă. Da, corect, corect. Cu problemele tale, că de fapt despre asta da, e vorba. Da, tu îți dai seama, mi s-a întâmplat o chestie, că de asta ziceam, de mental breakdown-uri și de stări... oarecum depresive, pe care le-am avut zilele astea în urma 3 luni de zile de hândrăluială și așa, că la un moment dat m-am trezit cu puțin timp liber și evident că n-am știut cine dracu sunt și ce să fac să faci, cu mine. Da, da. Și am avut așa niște, mă rog, niște stări. Știi? Și mă gândeam, bă, dar muncesc degeaba, bă, muncesc ca prostul degeaba, bă, ce dracu m-am făcut, bă, până acum, bă, dar nu mă bucur și eu. Da. Uite, bă, și mi-am comandat ceva prin Glovo de mâncare, bă, și a venit domnul ăla de la Glovo și mi-a zis, bă, îți mulțumesc că te-am întâlnit. Și, bă, mi-a venit să plâng, deci efectiv eram oricum la pământ, efectiv. Ca să înțelegeți prin ce treci drăgulin în fiecare zi. Astea sunt stările lui. Zim. Și eram cumva și la balcon, că ieșisem la balcon. Eu stau la un parter de la așa. A, și am ieșit la balcon ca să nu mai intre omul până așa. Și am luat și îți dai seama ce scenă era aia cu mine la balcon, care lua punga de la Glovo. Omul ăla care mi-a zis săracu și mi-a zis, da, vă mulțumesc mult de tot. Extraordinar. Nu, și eu am avut... doamnelor și domnilor, s-a terminat aventura Strigațura, s-a montat, s-a exportat, s-a trimis doar la 3 oameni ca să vadă, cei mai importanți oameni, așa, și dar până să termini, am avut iar un început de probleme de sănătate și am avut niște zile și îi dau mesajul ușoare, zic, bă, dar noi pentru ce facem asta, mă? Pentru ce? Nu mă bucur deloc.
de loc, de viață, nu de ce se întâmplă în jur. Nu, de viață, bă! Da, uite, și asta am mai discutat cu câțiva colegi și actori și... Așa. Nu, din breazlă, cumva. Și toată lumea are asta. Aceeași problemă. Ce dracu am făcut, mă, atâta timp? Da, bă, de ce? Ok, vin și rezultate, faci niște bani, dar până la urmă, dacă nu te bucuri de ei, îi faci degeaba. Ești într-un mindset de ăsta mult timp și îți dorești să ajungi undeva, nu știu, oriunde, depinde de tine cum îți pui tacheta. Ești într-o fază de asta atletică, într-o fază de atlet ca mindset și la un moment dat începi să ieși cumva din faza aia de atlet și atunci e momentul când... Atunci e rău, da. Zici, mamă, ce am... Când am plecat de la, când am plecat în noaptea aia de la studio de aici, ai dau mesaj, soarce, intră pe internet și hai să ne luăm ceva, orice. Și ne dorim noi, ceva, orice. Îți dai seama, nu ne luăm nimic. Că nici nu ne dorim, nu știu cum, dracu, bă. Bă, nu-mi doresc lucruri. E, uite, aici am, pot să spun. Hai, vii cu mine la niște SH-uri de-astea. Am descoperit niște SH-uri frumoase în București. Și mișto? Au de-astea, fuburi. Numai de-astea, axate pe de-astea. Da, da, vreau. Asta. Hai, nu rog, bă. Nu rog, bă. Dar și playlistul nostru cumva e bipolar. Are un caracter bipolar. De la băiatul ăla care cumva se ridică pe sine însuși, la băiatul ăsta care cumva dar ăsta dă noroc unul cu altul. Dar stai, hai noroc Spider, o zis? Nu e mai deodată? Spider îl cheamă? Ia. Hai noroc, noroc Spider. Da. Vali cu Spider. Vali cu Spider. Prietenii lui, nu știu, l-a fi trădat cineva, nu i-a dat datoria. Bă, sau, ascultă-mă, noi, om avea și noi probleme. Da, ăștia. Păi, sunt probleme că nici geu nu mai e geu, din câte am înțeles. Acum, na, vezi tu, dar vezi că băiatul ăsta, deci băiatul ăsta cu faza lungă la ochi, deci ăsta a luat aspiratorul nostru. Da, bă, el e aspiratorul. Îl mai ții minte? Da, când noi l-am dat în ianuarie, februarie, ceva de genul ăsta și omul meu a bubuit ca meme, a bubuit vara asta. Și s-au făcut o grămadă de filmulețe de genul ăsta cu el. A. De la anunți, de la tot felul de... A, la mulți ani, hai noroc, Spider, hai de noroc. În tot felul de ipostaze. Vezi, bă, dacă ești perseverent? Da. Până la urmă, ieși... Și ești cu caștiochii. Și tragi tare. Tragi tare pentru succes, da. Bine. Dă-i. Na, uite. De jur. De jur că asta a fost. Ăsta e rezumatul TikTok-ului de vara asta, 2023. Ți-am zis că nu m-am uitat. Da. M-am mai uitat din când în când, dar faza. Vezi de ce? Dar faza e că, bă, cum deschideam TikTok-ul, îmi apărea băiatul ăsta care a mie fost peste apar, tot. Bă, băieți de ăștia, bă. Mie nu mi-apar. Și numai de asta era. Îți arăt, uite. Deschid TikTok. TikTok. Mi-a apărut un rinocer într-un câmp de ceva roz. Am bam și am la tarata. E mișto aia, ai făcut-o? Vezi că poți să faci de aia pe CapCut. Nu. Adică să cacă rinocerul ceva și apar tu de fapt. Cât trebuie să faci? Cum să cacă rinocerul? Da. Păi vezi că e un CapCut din ăsta. Păi eu făcut caca o inimă. Da, dar din inima aia ești tu. Ești tu, păi cum da, ar veni. Ok. Am făcut eu cu o găină. S-a găinățat un nou și uite. Din nou ăla, nu știu. Nu știi că ții. Da, ești pe zoologie mai mult. Da, 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 eu n-ai treabă. Mă rog. Deci, lasă vorba meu, că ea are clase, noi avem S-clase. Bă, dar n-are autocorect de ăla, măcar? Dar nu le face el. Ah. Deja nu mai, i-a ieșit din mână, nu mai, el, el nu mai are niciun control. Okay. Fac oamenii cumva pentru el. Cade? Bă, dar de la început de asemenea. Dar se la bălan oprins-o de picioare? Că dacă nu o prindea, cădea ok. Păi, poate special. Special a făcut. Avea el ceva. Da, da, e următoarea. Știa el ceva. Și asta? Auto-l mâncați și... Iar o film în două... Dar ce, dar ce făcea acolo? Ia dă-i un pic doar la imaginea aia. Nu știu... Ce-i asta?
probabil că e doar o chestie de decor în care intri și cumva poți să-ți faci story-uri pentru un festival, okay. Sau poți să-ți faci poze. Okay. O locație de-aia instagramabilă, gen la un festival de ăsta de techno. Ai mai fost la petreceri de-astea? N-am mai fost ataia, că nu mai, dar în toamna asta... Începi. Dar când termin treaba, zi-mi. Eu? Că mor. Ai început să o termini? Da, în sensul că s-au mai relaxat puțin lucrurile și acum sunt doar niște repetiții pentru un spectacol. Dar gen, uite, săptămâna viitoare începem Forța Zoo, după care începem la radio. E o zi, dar... E mult, e eveniment mare. Da. După care începem la radio, am început treaba asta, repetițiile la teatru, da. Vreau să stau să frec, să mă urc la anime-uri! Dă-i de capul meu. Cum a găsit tu o fată la Saga aici? Deci fii atent, ți arăt așa. Mă duc așa, ea bate cu mine și arăt așa. Dacă acceptă bine, dacă nu, nu. Du-te acolo la o fată. Gata? Hai. Da. Haide aici. Poate câștigi o bomboană. A agățat-o. Plecați, mă. Hai că a agățat-o, dacă e. Mamă, dar ce cheap. Și ieftinat, că așa, hai că nu se cunoșteau, dacă e, și nici nu erau împreună. Eu cred că se cunoșteau. Dacă e. Păi asta zic, de ce să faci de astea? Acum agăți o fată cu prezervativ, adică te duci la ea și i-arăți prezervativ. Și zice, hai. Cine pică coaie la asta? Cine pică coaie, efectiv? Niciodată. Ce e asta? Niciodată. Adică Niciodată. Și el a zis, hai poate e o bomboană. În viața reală ții și o palmă, da, sau normal, ceva, adică ții un pumn în gură. Dar de ce? Care e rostul? Care e rostul filmulețului ăsta? Nu mai sunt idei de promovare? Nu. E atât de plin TikTok-ul de cringe, de cum ieși în evidență. Bă, TikTok-ul adevărul că e plin. Bă! Dar le dă bani. Fii atent. Ei le dă bani. Cine să le dea bani? Le dă 50 de lei sau ceva de genul ăsta. Cine? Ca să bage oamenii ăștia. Păi nu, că am înțeles că poți dona doar pe live-uri. Păi nu, oamenii ăștia care se ocupă de promovarea festivalului, de chestia nu asta, cred, le dă bani băieților lor, zic că... Nu cred. Băi, spic, uite, îți dau 50 de lei, vrei să faci treaba asta? Uite, ceva. Spui asta și... Nu, sau fă ceva. Și tu zici, atâta pot, atâta am făcut. Gen, și-am făcut. Bă, deci fii atent, bă, pe TikTok, e groasă, bă, cu TikTok-ul, bă! La asta cu insula, ultimile trei episoade, story-urile de le-am pus, mă rog, pe TikTok, astea, verticale și așa. Da. Printre primile am văzut că s-adunau foarte mulți oameni și dădeau cu hate pe oamenii din emisiune. Și pe noi, dar în mare parte pe oamenii din emisiune. Și s-a făcut așa ca o cloacă de hate. Și zic, bubos, nu pot să iau parte la asta. Adică, nu știu, scopul nostru e să ne distrăm, să râdim, să comentăm cababile. Bun. Și am oprit comentariile. Boss, nu vrei știi ce mesaje am primit în privat. De ce ștergi, bă, comentariile? Eu nu ștergeam nimic, doar că debifam aia să nu mai comentezi. Bă, băiatule. Bă, amenințări din alea, de bă. Bă, ești nebun la cap. Bă, nu-mi venea să cred. Că, jos cenzura. Zic, stai, bă, că nu te-am cenzurat. Pur și simplu am această opțiune. Că nu vreau comentarii, na. Da, bă, extraordinar. A început să fie o nevoie efectiv a omului, da, din 2023, e o nevoie să aibă unde să-și verse, să-și vomite ura. Da, ai contul tău, poți să o faci pe contul tău. De ce trebuie să o faci pe contul meu? Adică asta pentru e diferit. Acolo e vizibil, acolo și vede lumea, acolo are impresia că părerea lui contează. Păi da, faci și tu pe contul tău, ci orice fel de conținut vrei tu, da. Că dacă se va dovedi a fi hateful, o să-ți închidă contul. Nu vii intra la oameni în casă și lăsa comentarii. Mai mult de atât, eu nu-ți deschid ușa. Nu mai vreau, bă, să intri la mine în casă. Nu vreau să intri încălțat. Da? Vreau să te descalți. Da. Nu mă las să intru încălțat. Ah, ok. Păi cum? Și încep să mă... Adică, bă... Do you know anyone who's died? No. No? Except for my uncle. My great, 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 great... I can't tell you what it is. He's a great something something. But anyway... his name's Grandpa Dick. And what happened to him? He died. Really? Yeah, his old grandpa. My granny's
He's my granny. Dad. Extraordinar. Dad, no to talk. But you got a long, long and amazing life ahead of you. I know, longer than yours. Oh, opa. How much longer do you think I have? 20 weeks. Extraordinar. Be safe out there, be happy, do something fun. Fun, fun, fun. Wow, ce talent, ce farmec, ce carismă. Ce carismă, bă. Da, bă, nu, trebuie să facă actor ceva, trebuie să e făcut să apară. Da, așa, cu ce ușurință, da. Da, da, dar e haos complet, adică nu, aia... Nicio treabă. Înghețata aia face ce vrea acolo. Da, nicio treabă, ia dai. Andrei, în gomă! Să mă tuși ai, Mona, ia des mai ai știți, intrat în gomă! Să mă tuși ai, Mona, Dumnezeu să o ierte, Ionuț a fost un criminal, nu mai e în viață, în viața ei, pușcăria e a lui. Uite, bă, ăștia care îmi dați mesaje, faceți, bă, TikTok-uri din astea pe canalele voastre! Numai că a uitat să o cropuiască când s-a așeza în poziție, a uitat să cropuiască. Hop! Incredibil cu aia, deci mi se pare fără nicio vină, efectiv, mi se pare atât de drăguț. Bă, voi auziți acolo? Dispici comentăm? Mi se pare absolut super, pentru că asta, nu cred că o știi, dar chestia asta care e acum... Fata. Nu, chestia asta, adică TikTok-ul ăsta, da, e după multe... TikTok-uri în care și-a cerut scuze bărbatului ei, lui Ionuț. Ionuț nu vrea să o primească înapoi, dar faza e că... Bă, dar ai zis că nu te-ai uitat pe TikTok, bă! Păi da, da, ușor, povestea ușor... O știi. Ușor, ușor... Revi. Am început să revin. Și ce vrăjeală are, bă, băiatule! Dar faza este că ea l-a înșelat pe Ionuț. Sau ceva de genul ăsta, din câte am înțeles. Și sunt o grămadă de TikTok-uri în care își cere scuze. Aha. Lui Ionuț și îi cere lui Ionuț să o primească înapoi. Sunt TikTok-uri cu ea în care începe să bea Sanchi și bea de-aia. Că m-am apucat de băut de cauza ta, de la... Fără alcool? Da. Stai seama. Relația cu Michel Morone, care normal este secret. Nu mă interesează că a avut-o pe Ramona Olaru, că a spus că e un nimeni Ramona Olaru pentru el. Sau următoarea, cum o cheamă, Ghine, Mădălina Ghine. Nu mă înneiază că nu-l interesează. A fost înțeles. Pentru el, pentru... Da, voi ați purtat discuția asta. Adică. Corect, corect. Bineînțeles că am purtat discuția, că nu-l interesează. Pentru că fiecare om are un trecut până la urmă. Pentru care el a fost discutat. Un nimic și nu interesează absolut nici. Drept dovadă, vreau să-i demonstrez lui Mădălina Ghine că, cu adevărat, eu vorbesc cu el și poate să-și îl întrebe. Dar nu cred că ar ajunge la el, cred că nu are numerele lui de telefon sau adresa lui de acasă. Bă, sau relația care eu am eu personală cu el, nu, sentimentală nu și așa. Despre mine e vorba. Despre mine vorbește. Michel. Michel Morone. E ăla din 365. Ăla e din filmul ăla de pe Netflix. Bă, Sabin, e Sabin. De ce face astea? Ce-s astea? Ce-s asta? E o serie, na, vorbește despre această relație pe care o are... Și tu crezi că ea are relații cu Michel Morone? Nu, dar mi s-ar părea o glumă extrem de bună să fie, chiar să fie adevărat. Mi s-ar părea extraordinar să fie adevărat. Dar ea unde l-a cunoscut pe băiatul ăsta? Unde l-a cunoscut pe băiatul ăsta? Pe Michel Morone? Da. Păi ea a stat în Spania sau ceva, sau în Italia, nu știu pe unde dracu a fost plecată și s-or fi întâlnit. Eu știu în ce contexte s-a întâlnit cu Michel Morone, care cumva înțeleg că e îndrăgostit de ea. Ăsta continuă și seria asta de interviuri continuă pentru că ea și arată, îl sună pe ăla. Și l-ai răspunde? Mhm. Extraordinar! Zi-vă, da? Da. Evident că nu e el, e cineva care îi face vocea. Adică clar că cineva... Eu ți-am zis ție că eu am văzut-o pe stradă. Pe cine? Am trecut pe lângă ea, asta, da, da. Am terminat spectacolul, eram în centru vechi, plecam de la teatru de comedie și am trecut pe lângă cineva. Am văzut-o cumva de departe, că era cineva care urla. A? Și vorbea în handsfree și zicea: da, 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 Michel Morone. Da, da, da. Efectiv, părea, da, o deci persoană plecată, mă, da.
mă rog, asta e situația, dar mi-aș dori să fie adevărat, adică... Ce extra. Ia, dă-i Doamne, Maica Domnului, da, bă. Fantastic. Iată că o doamnă din Giurgiu a pregătit și o melodie cu acest subiect, cu brânza asta. Unde ești tu, brânză de... Mergei cu copănel, roșii, ceapă și măsline, îmi e așa de dor de tine. Formidabil, vom reveni. Incredibil, incredibil. E, uite, și astea au fost. Astea cu AI-urile am văzut și eu. Cu AI-urile, da, chiar au am fost. Am văzut câteva, da. Bă, dar e groasă. Da. E groasă. Da, unele chiar sunt bune, unele chiar sunt bune rău de tot. Da. Nu mă știu, am văzut una. Cred că aș putea să-ți iau vocea... 10, cam 10 minute. Ca așa se face. Să ia vocea 10 minute, să trăinuiești un AI pe vocea ta. Da. Trebuie să fie cât mai curată, fără efecte, fără așa. Nu neapărat. Și te pun scânt, dacă vrei. Da. Vrei? Da, cum să nu. Hai să extragem 10 minute. Știi? Din ce vorbește el. Ce piesă? Alegi tu. Ceva muzică populară? Nu, de fapt nu, că nu, vocea mea oricum nu are inflexiuni de-astea de muzică populară. Cât o face? Ceva de... holograf. Ok, hai că încercăm, chiar să încercăm. Îți dai seama. Din cauza ta, Alina, am stat zăpăcit. N-am știut de capul meu. Mi-ai făcut farmece. Să moară sora mea de să întoarce tot împotriva ta. Nu pot să mai las asta. O să întoarcă tot împotriva ta și o să fiu cel mai fericit om după pământ. Să moară frate-mi și familia mea. Deci asta chiar pare că face story-uri de la Balamuc. Efectiv, bă, face story-uri de la Balamuc. Mi s-a părut incredibil, fratele meu, cum a putut... Deci cum a putut omul ăsta să râgâie și să continue propoziția ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic, ca și cum a pus punct și a continuat propoziția. Adică, Doamne, băi, știi cât de greu e să faci asta? Adică trebuie să exersezi mult treaba asta. Omul a râgâit ca și cum ar fi fost cel mai normal lucru de pe pământul ăsta, să râgâi și să continui. Și râsul ăla care pare cumva tușit, pare o tușitură de aia tabacică. Adică, efectiv, hai, omul chiar e de la Balamuc. Bine, într-adevăr, nașpa, când îți face cineva farmece, probabil că... De asta ajunge așa. E rău. Pe baza farmecilor, ești nebun. De la farmece și de la 20. Dă-i. Mi-a distrus viața, fita. Na. Tot el. Fita mi-a distrus viața. Mihai Zăpadă. Lacomă. Farmece. Și dă scântece și farmece, toate numai pentru dragoste. Da, bă, incredibil cum a dat-o încântat deodată, da, bă, băiatule. Da, asta e rău, bă, Giana asta, bă, băiatule. Eu credeam că la insulă erau oameni cringe, da, aici. Mă, tată, pe aici e... Aici ai joacă, aici ai dojo-ul cringe-ului. Vai, din capul meu, bă, ca mi-aș... Am început alt căcat aici, bă, dar crezi că Alina se va întoarce la el? Da. E fiartă, Alina. Bine, da, de fapt. Și Alina cumva vine dintr-un mediu. Cine știe la, din, da, ce mediu vine. Și na, Alina cu traumele ei, ăsta cu traumele lui. Și cumva, uite că s-a blocat filmulețul. Ce faci, tigru? Ai poză de cruce. Să te pun așa pe cruce. Hai de capul meu. Aoleu, dă-i. Toată asta, bă, nu mai pot. Alina lui Zăpadă, faci farmece. Băga mea și... De cauza ta am stat nebun prin Europa. Bă, mai e cu asta? E multă furie. Mai e unul? Nu, doar trei. Mai e unul. Asta a fost. Deci, oamenii îți trimit deștea ții? Da, și găsesc și eu. Mai văd și eu pe internet, îi caut. Dar eu n-aș putea să mă uit, bă. Eu de obicei mi-e vine să dau. Vezi că ăsta e foarte prolific. Ăsta a făcut o grămadă, are, bă, o grămadă. Dar ce se mai întâmplă cu ăia? Erai tu fier după ei. Ghe. Mai erau vă doi ăia cu anime-uri. Cred cu așa. Că la Funța dată, la... Nu, n-am mai văzut.
S-o, mai... s-o retras? Ștefan Ghe, nu? A? Am mai scos ceva? N-am mai scos nimic. Ce ai mai scos, nu, Sorinele? N-am mai scos nimic Ștefan Ghe vara asta, am văzut. Și care... Și mai era ăla cu anime-uri cu... Care ăla cu anime-uri? Abodo Bazooka, nu știu ce... Nici ăla n-am, nu cred că... S-a retras. Deci totuși e greu, mă. E greu să te menții acolo sus. Bravo, ăla cu... Șuste, persoană, șuste, ăla. Nu, nimic, omul scoate în continuare. Dar nu mai prinde. Ăla e patron, ăla e cumva din alt spectru de personaje. Adică... Ce? Da, el mai scoate un mix grill, o chestie, mai face. Adică... Okay. Mai face, da. Bine, nu mai e hype-ul ăla cu el cum a fost atunci la început, sigur. Da, e greu, dar omul și-a făcut treaba, adică și-a promovat... Extraordinar. Afacerea aia ce are el și acolo. Și merge. Păi merge doar în cur. Pare destul de fericit, adică mi-aș dori fericirea lui și viața aia. Pare, nu știi. Pare, nu poți să știi acum, că și povestit că a fost la Balamuc, ceea ce, mă rog, asta nu mi-aș dori genul ăla de fericire, dacă mă să mă întreb. Bună seara, poliția! Cât alcool a scos suma, domnule? Ia-s-o. Ziceai că-i zombie, ești prost. Unul pe stradă așa, gen mergea. Da. Filma oia de la Walking Dead pe acolo și a rămas unul. A rămas unul în urmă. A rămas unul machiat pe acolo. Avea vorbele la el, ești nebună. Avea vorbele la el. Eu cred, adică încerc să-mi dau seama ce a fost în el. Că bine, n-a putut să scoată fizic ce a vrut să... Eu cred că ăla i-a pus lanterna și a zis poliția și s-a speriat, mă, și a crezut, chiar a crezut că e poliția. Adevărul că da, te sperie, dacă îți pune unul lanterna noaptea, noi nu mai vezi nimic pe lângă. Exact, și a crezut că e poliția și după aia a scos lanterna. Și s-a dat seama, bine, el voia zic, bă, mi-ai făcut o glumă, bă, ce, farsărule, bă, nu știu ce. Farsărule! Mă rog, pișicherule! Mi-l imaginez ăsta, farsărule! Și mă rog, da, a ieșit doar asta e bun, asta mi-a plăcut. Happens when you ask for a drink on the rock in Japan. A, da, uite, chiar avea dreptate fata aia care a comentat. A atins gheața, în primul rând. Cu mâna. N-ai voie. Mâna la mână. Doi la mână, ce căcat a făcut? Când comanzi, ce, o băutură cu gheață? S-o tai cu... Și o tai cu căcatul ăla, adică atât tai cu cuțitul ăla morții. N-ai nimic, vrăjeal marketing. Și arată și rău, arăta rău, adică era o gheață care arăta rău, era o bucată de ai gheață. Ai văzut gheața morții. Aia bilă? Da, aia e impresionant, ok, dar mă așteptam la altceva când mi te prezinți așa la costum, când da, scos da, da. Katana aia mică de acolo și nu știu ce, mi se pare că știi ce faci, nu că... Da, nimic. Da, uite, o piatră, o bolovandă la gârlă. Ia, dă-i, mamă. Ia, altul. Și tare ăsta, ești prost la cap. Bă! Bă, extraordinar, bă! Mi-a spart față, ești prost? Bă, dar cine e băiatul ăsta, bă? Este iubitul unei tipe care face... Lightning cosplay. Da, e iubitul unei tipe care face costume. Costume și vezi că aia de pe cap e făcută cu imprimantă 3D. Adică... Ia face costume de genul. Bă, hai să ne luăm și noi o imprimantă 3D aici, mă. A, credeam să ne luăm costume. Nu, da. Cum ar fi să God damn. Nu, o imprimantă 3D, că am văzut pe net o grămadă de chestii, poți face o grămadă de... Da, multe. Ai văzut băieții ăia care construiesc case cu imprimante 3D? Mhm. Extraordinar. Da, da, mi-a spart fața asta, dă-i. Tare. Dar mi-ar plăcea mai mult de astea, bă, nu ciobăneli. Care sunt ciobăneli, zi, bună. Ei, pe altcineva, faceți geala pe tine cu altcineva dacă nu-ți convin ciobănelile. Dă-i. Ia. Yeah. Asta e foarte bună. Chiar e ceva foarte util. Și practic. Asta e un om care a înțeles cum se joacă jocul, tată. Da, bă. Tu ai tuns vreodată iarba? Cu mașină din aia? Da.
Da, 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 am pus și acasă. Și e foarte comod. Dacă o faci mult timp, nu știu, dacă ai o... Depinde, da, depinde cât gazon ai. Dar ăsta e extraordinar, ăsta e și... Te și plimbi. Da, 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 te joci. Te joci, da, e fix, o iei ca pe o joacă. Da, tare asta, mi-a plăcut. Bravo! Foarte lucid, am reușit să-mi salvez mașina. Nu știu cum, instinctul de conservare, probabil. Am scos mașina și am dus-o către Ploiești. Salvând mașina, a trebuit să salvez soția, care era rămasă în casă. Păi și ce, care-i problema cu omul ăsta? Că n-am înțeles. N-am înțeles, care-i problema cu omul ăsta? Și dacă l-a stat-o pe nevastă acolo, ce? N-am înțeles. N-am înțeles. După părerea și capul care l-am eu, a procedat foarte corect la omul, pentru că pe praful ăsta să moară și prea, dacă nu-i mai ușor să-ți faci nevastă, dacă stăței mașină. Adevărat, pe cât am băgat eu banii mașină, dar nici n-are rost acum să mai zic, cine știe, cunoaște, adevărat. Și vreți să vă mai zic ceva, să aduci cineva pe la femeia aia, a întrebat-o și pe ea cu un microfon, că dacă a fost idee, că femeia știa. Câți bani, că era nevasta lui, câți bani a băgat în ea, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Și femeia știa și a zis, ia toată mașina de aici să nu arză focul, să nu pățească ceva. Dacă a fost ideea la femei. Și vreți să vă mai zic ceva? A? Mașina are nevoie de șofer ca să meargă. Femeia nu. Are picioare și are capul ei. 20. Bă. 20. Foarte bun. Foarte bun. Da. Mă rog, finalul, nu? După ce vezi. Da, deci omul o salva mașina și femeia... Nu, nu. Că salva mașina, a dus-o până la Ploiești și după care s-a întors... Băleu! S-a întors să-și salveze soția. Adică la și o mai putut fi salvată? Asta nu știm. Mă. Apare, nu părea un om care și-a pierdut soția. Cred adică părea... Ok, cred că și-a revenit sau a salvat-o altcineva. De obicei așa se întâmplă în viață. Dacă nu salvezi tu, bossule, e cine să o salvezi, da, da, da. Salvează altcineva. Foarte bun asta, mi-a plăcut. Șeptaru, salut Șeptaru. Te salutăm, bine ai venit. Bine ai revenit și tu, din vacanță. Cu aemiu. Da, mamă, mamă, mamă. Mă, doamne, ce scheme au unii. Pe mine mă doare carnea, bă. Eu nu pot să mă las ceva. Eu nu pot să mă uită. Ce scheme au unii, mă, eu nu pot. Mamă, e jale cu el. Deci, doamne, cât de bine se vede cu aia. Bă, dar eu oamenii ăștia, eu cringe-ul ăsta, eu nu-l întâlnesc, bă. Pe stradă, tu-l întâlnești? Nu, dar nici nu știi că oamenii sunt pe stradă. Nu poți să-ți dai seama că oamenii sunt capabili să producă așa cringe. A, da, stai că aici e mediul lor, îți filmează mediul lor și da. Că eu nu întâlnesc cu oameni de ăștia. Pentru că eu dacă aș întâlni un băiat de ăsta, să-l văd, să-l filmeze pe stradă așa, m-aș opri, zic, bă, ce text vrei să pui? Despre ce vrei să faci asta? Că, bă, te întreb și eu. Să mă îmbrac cel mai bine din Ploiești. Bă, voi sunteți din Ploiești. Să îmbracă cel mai bine? Ziceți că aia are dreptate. Zi, bă, Joey, sau nu? Băiatul ăsta să îmbracă cel mai bine din Ploiești? Da? Atunci îmi pare rău pentru voi. Înțeam că am eu o problemă. Îmi pare rău pentru Ploiești. Da. Să ne scrieți mesaje, să ne spuneți dacă băiatul ăsta sau dacă știți pe altcineva care se îmbracă mai bine decât băiatul ăsta. Ăsta singurul băiat care s-a dus la care s-a dus la un festival din sat. Ok. Și s-a întors cu arfe de trepuri. Am văzut lucruri, frate. Am văzut cum stă treaba. Dă-i. Domnul meu, și până a fost, acum ieșit din baie. Acum ieșit din baie, frățiorul meu. Păi unde vreți voi mâncava și până a voastră? La boa, la fix? Nu-i problemă, sunteți de-i până, că v-ați luat să le vreți voi că să moară dacă la mine e vorba de bani vreodată în viața asta. Acum am făcut și-o duși. Fac și strâng și-o puțin pe aici, pe casă, că dacă facem after ceva acasă la mine și zic, să fie cum trebuie. Și ne auzim. Luați unde vreți voi, frăților, nu-i problemă, sunteți nebun la cap. Hai, mă pup! E foarte bun. Foarte bun. E foarte bun. E făcut special pentru, adică nu-i, bă, da. Nu-i el, deși joacă foarte bine. Bă, dar unde căcat? Unde căcat găsești casa aia? Adică păi nu, poate el s-ocupa cu așa ceva, nu știu. Renova casii sau făcea ceva, dar foarte bun. Mamă, exact
Asta e când auziți un băiat de la vorbește și nu-l vedeți, e cam pe aici. Nu-i chiar, nu cred că e atât chiar de rău. Așa, dar... Aici se vede că era ceva. Ori se muta, ori se făcea un curățenie general, ori se renova, apar ceva. Dar cam pe acolo. Unii nici n-au case. Unii nici n-au case, da. Da, 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 da. Eu văd pe net, mă, că mi-ai par în alea. Cum se mai ceartă unul cu altul. Să umflei, câți bani fac eu, cât alea. Și când se vede în spate teracota. Și nu știu ce zic, bă, dar nu mergi, bă, una cu alta, nu se pupă. Doamne, gândește-te că am jucat un an de zile într-un apartament de genul ăsta. Era un apartament abandonat, niște poeți, niște pictori, ceva. Numai că unde ai jucat? Undeva într-un apartament, făceam teatru de apartament. La etajul 8, pe undeva, pe la universitate, mă rog. Într-un bloc de ăsta vechi. Așa. Și erau aparținuse apartamentul ăla unor poeți, pictori, ceva de genul ăsta, care se debranșaseră gen de la curent. Ei nu mai aveau curent. Era și stăteau, adică dacă venea noaptea, asta era. Era întuneric în casa aia. Doamne, erau pereții desenați. Așa. Era crack house efectiv și așa arăta, adică era jal. Și am jucat acolo un an de zile, făceam teatru de apartament și venea lumea și jucam în sufragerie, în dormitor, în baie, jucam pe peste tot. Efectiv. Și e tare ideea. Bună, da. Mă rog, în Anglia, în Franța se făceau astea în anii 50. Mă rog, la noi mai greu, dar okay. Teatru de apartament. Teatru de apartament, da. Da. De. Mamă, dă om. Bă, dar cum... Așa, cum dracu, așa cântă copii. Cum dracu să nu... Cum dracu nu-ți rup gâtul după Ei. 30 de secunde de cântat așa, bă, băiatule? Dar ai văzut că se activează, din câte mi-am dat eu seama, se activează țipatul ăla. Acuta. Acuta, se activează când se apropie ăla de ea. După... Ia, dă-i, dă-i, dă-i. După aia treci în registru... Păi, dă-i... Uite, vezi, mai coboră puțin. Ah, ok. A, nu. Zici că Kiwi e pe populară. A luat pauză. Ia uzi, auzi, auzi, mâncați aici. Da, da, bă, da. Da, nu mi-am dat seama, dar bun asta, da. Bă, dar nici nu-mi dau seama ce zice, bă. Nu-mi dau seama, nu-mi dau seama ce zice. Păi eu de asta, ia, e direct de Kiwi. Pare de nuntă de asta. Da. Păi BPM-ul la trap e cam pe acolo, 140, 150, e cam... Da. Bă, ce părere ai de asta cu gheboasă? Care? Că i-o dat amendă, că l-o interzis. A, nu, foarte rău, evident că cenzura e ceva rău, n-ar trebui să existe. Putem să vorbim, că ai văzut cum ar fi fost dacă eu n-aș fi avut voie să zic că așa a vrut Monica. Da. Sezonul trecut, dacă mai țineți minte pe Monica, te pup, da. Monica. Cum ar fi fost să vină să mă amendeze gen CNA-ul sau să mă amendeze jandarmeria, să intre, că n-am voie să zic asta. Nu e datoria mea, gen, să... Educi. Să educ. Este treaba, efectiv, părinților. Da, așa, asta e pur și simplu un mod de a te exprima. Ăsta oricum este un subiect care se reșapează odată la ceva timp. Așa la fel a fost și cu specii. La fel a fost și cu paraziții și cu Biugi Mafia și dacă e să o aducem în zona asta de comedie, la fel a fost și Vacanța Mare, la fel a fost discuția și cu Dor Octavian Dumitru și după aia cu noi. Când efectiv știu sigur că atunci când îl făceam pe Nicușor de la Brăila, s-a făcut o ședință cu părinții în gen toată școala, să nu-i lase pe aia să se mai uite la sketch-urile cu Nicușor de la Brăila, să nu se mai uite la puii mei în general. Serios? Da, pentru că Sanchi era personajul vulgar la televizor, fiind bibuit, înțelegea că nu aveam voie, dar totuși era vulgar pentru vremurile alea. Asta, nu știu, nu, mi se pare o ipocrizie. Pe mine și și pe mine mi se pare asta, pentru că majoritatea oamenilor vorbesc așa, majoritatea. Bă, nu există. Ok, că te abții în anumite contexte, că nu știu ce, dar ăla e un act artistic. El dacă așa vorbește, ce vrei să cânti? Că nu e o, adică el nici nu a promovat, sau muzica trap, sau muzica urbană, nu e o muzică elitistă. Da. Prin care să-i educi. Ci
arată, cum zic eu, substraturile sau straturile, primele straturi ale socialului. Ce să... Adică ăsta e socialul. Cum? Și, dacă conține un cuvânt de ăla, n-am voie să-l... Nu, ăia care vin la concerte trebuie să asiguri că, bă, trebuie să știi unde te duci părinților. Știu unde să duci copilul. Îmi dau acordul sau nu? Punct. Da, probabil că părinții știu foarte bine unde să duc copiii. Normal, și ce ascultă acolo dracu. Și abia acum, iarăși, toată lumea a fost la un moment dat, a fost subiectul momentului. Așa, da, garantez că în 3 ani de zile se va reșapa iarăși subiectul ăsta sub altă formă. Sub altă formă, sub cu vulgaritatea, cu așa. Că fix el, mamă, eu când am văzut aia, mă bufnir, să ești nebun. Că sigur că poate să asculte și treaba aia, este datoria ta ca părinte să-i prezinți și altfel de muzică. Normal. Să-l iei deoparte și să-i zici, uite, ia vină încoace, să ți-l arăt pe Tupac. Hai să ți-l arăt pe, nu știu, Mozart. Freddie Mercury. Hai să vezi că au mai fost o grămadă de alți artiști, Deep Purple, nu știu, Led Zeppelin. Hai să-ți mai arăt și alte chestii, de datoria ta. Dacă tu îl ții să îl vadă doar pe Gheboasă, este vina ta, într-adevăr. Nu e vina lui Gheboasă. Normal, ești nebun. Dă-i. Ăla n-are nicio vină. Nicio vină n-are ăla. Uite, vezi? Exact. Uite să... Uite, noi educăm aici. Arătăm că există și Horia Brânciu. Cred că am cântat și eu aici. Spania? Nu. Pe... A, nu, seamănă, tot așa. Era o scenă care era pe apă, dar nu mai știu unde, la noi. A, și la OV. OV? Ce înseamnă OV? OV? Ovidiu. Ovidiu? Am cântat și eu, cred că e aceeași șpârlă. Dar uite cum a ieșit de pe scenă. Bun. Star. Și s-a dus. Și s-a dus. Uite, Star. Există și Horia Brânciu. De ce n-ascultați Horia Brânciu? De ce nu vă place? Da. Copii. Bine, el nu zice cu puța, cu alea nu vorbește urât. Urât. De-aia. Na, dă-i. Vai de cap. Uai să mă. Asta a fost cea mai rea să mă arăt. Bă, ești nebun, bă. Oribil. Am fost cu barca acum. Unde a fost? În Grecia. Am chiriat un iaht de ăsta. Și am prins o zonă de aia. Ne-a zis skipperul, bă, vezi pe aici. Așa, din cauza curenților. Bă, și cum mergeam noi printre valurile alea și mi-ți făcuse rău, mi se nu știe. Mă imaginam cu valuri din astea. Bă, băiatul. Cred că e foarte rău. E nebun. Cred că dacă nu ești profesionist, să duc un om normal acolo, într-o vacanță. No, e oribil. Dacă eu te prinde că... așa ceva, no, să termină. Dar pe lângă ți-ți faci rău, bă. Da. De la mișcarea aia ți se face rău. Doamne, cred că e groaznic, ești nebun. Așa arată un coșmar de-al meu. Am fost și noi în Delta, în Radio Aventura, și am luat o șalupă de aia. Și a condus-o buzdugan. Deci vreau să zic că părinie dreaptă, adică n-a făcut nimic, știi? Dar vreau să zic că în momentul în care el a pus mâna pe volanul respectiv, băi băiatule, am avut aceeași senzație pe care o aveam în avion. Deci fix tot așa o stare de aia de nesiguranță, mai ales că făcea așa, și m-a luat fix ca în avion. Ca să-ți dai seama, și m-am trezit fix într-o situație exact de stăteam așa. Bă, vă rog eu frumos, și vorbeam cu omul ăla care conducea. Vă rog eu, nu-l mai lăsați, vă rog eu mult de tot. Sunt destinat să merg pe pământ. Când făcea iahtul ăla, ești nebun, când sărea și lovea câte un val de la puf, troznea, ești nebun, era. Dar nu m-am panicat, dar mă gândeam cum ar fi să dai din niște valuri din astea. Așa, random. Cu viteză. Păi nu, el mergea cu viteză foarte mare ca să spargă valurile. Că dacă cât stai mai mult, cu atât te bălângă mai tare. Nu mi-a plăcut senzația, dă-i. Da. Mi se face așa cum mai... This is why women live longer than men. This is the red black. Trechis să mă alici pe ea, sau? Am înțeles acum mesajul. Get them. Get them.
poți să fii așa terminat. Bă, da, bă, da. Uite, asta îmi plac. Bă, mă, bă, mă, bă. Mă, 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 mă. Da, bă, da, da. De asta femeile trăiesc mai mult. Că noi suntem cu... Călăresc balena, na? Sau sunt, nu sunt balene de alea ucigașe, morților? Nu, 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 nu. Orci, că... nu, alea-s mari. Rechin cu cap ciocan? Am înțeles, rechin cap ciocan. Ia? Right there, wow! Holy crap! Yeah! Foai de capul meu. Foai de capul. Vezi, și ăla a sărit fără să fie călărit. Fără labe. Fără să fie călărit, adică na. Ba, mă, ești nebun. A sărit direct sub muște. Ia mai de o dată? E, poate că noi totuși trăim. Right there, wow. Dar noroc că băga capul. Dar n-avea dinți. Ei, n-avea. Avea curs de aia mici. De lapte. Ea avea curs de lapte. La nimeri fix pe ăla. Ai morții lui cel mai prost rechin. Da, dar vezi că a venit pitupeu, bă, ești nebun. A venit, da. Bă, am aflat o treabă, bă. Am auzit, am citit o șpârlă. O balenă, o orcă, da? A fost crescut în captivitate, nu știu ce, la. Și după că la un moment dat, nu știu cum a fost crescută, bine, rău sau ceva. Ideea e că nu prea era bine cu oamenii. A fost dat drumul în libertate. Da? I-a dat drumul. Aia din strâmtoarea. Da, și i-a învățat. Ăștia au urmărit-o. I-a studiat comportamentul. Și ce făcea balena? Învăța alte balene cum să dea bărcile, cum să scufunde bărcile. Da, am văzut și eu. Și am văzut cum încercau, cum scufundau bărcile, balenele alea. Una venea pe o parte, dădea cu așa, alta pe altă parte, ca să facă val contra val. Bă, ce deștepte. Mă, să te duci tu, bă, să te călărești așa ceva, bă. Tu-ți dai seama, ești nebun la cap. Deci așa să facă costumile alea. Mamă, să moară Ciprian. Bună ziua, bună seara, bine ați venit. Dacă te întrebai cum să fac costumele. Nici nu m-am uitat la costum, ăla-i costum. Că noi așa am terminat sezonul trecut. Cu costume de astea. Cum am terminat noi, că nu mai țin. Cu costume din astea. Cu niște de astea lipite, da. Ah, ok. Și așa se fac. Sunt niște băieți și fete. Mai multe fete. Pes- mai multe fete, da. Mamă. Bă, asta e bună. Bă, asta e mai de o dată. Bă, nu știu dacă e bună pentru coloană, tată. Deci, în cap nu poți să-ți iei. Dar ce filme au văzut ei? Star Wars. Pe asta e din Star Wars. Ah, nu știam. Melodia asta e din Star Wars. Din melodia, da, dar ea nu cred că aveau cauciucuri. Așa. Nu, dar erau niște roboți care arătau cam așa. Arătau cam așa. Bă, dar nu mai știu cum să numesc droizia aia, dar cam așa arătau. Eu aș vrea, când văd chestii din astea, să aflăm și despre oamenii ăștia. Bă, cu ce se ocupă? Cum le-a venit ideea asta? De unde a pornit? Și ce așteptări au? Niște lucruri foarte importante. Dar vezi că și roboții așa făceau. Se retrăgeau, bam, și se roteau. Ah, ok. Se transformau într-un fel de roți. Adică nu. Și alea, nu s-au gândit, mă, s-au gândit bine, nu? Bă, nu, că asta pare ok. Adică și la o ceva, dacă începi, Doamne ferește, vreun război, e ok, de poți. Da, te poți apăra. Un pic. E super ajutor. Dacă vine și ala, tot cu o roată de cauciuc, nu da, doar așa. Că cu pistolul, dacă vine cu pistolul, gen nu prea e... Face atât de tempul. Da, ia. A, am crezut că e Jake Paul. Sau ălalt. Ia, vezi. Bun, ești nebun la cap. Băi, ești nebun la cap, dar cum? Băi, ești nebun la cap. Eu... Asta e rar. Asta. O dat-o și cupa nouă. O dat-o și cupa nouă. E ceva ce nu vezi în fiecare zi. Iată, îți geană pe tine. Al doilea episod din sezonul nou. Nu zic câte ori au făcut asta. Pentru că e foarte greu să arunci. Și așa. Dar probabil era vreun șmecher, nu? Că e de la asta, Miami da, Heat. L-am mai văzut. Nu, dar nu e jucător acolo. Dar e un din ăsta, de face din ăsta pe net. Îl știu pe băiatul ăsta. Are și acces acolo în stadionul lor, ceea da, ce înseamnă și că... Și uite, la finala NBA. A, e chiar la finală? Păi uite, scrie NBA Finals. Aici. Nu știu în ce meci, dacă e ultimul meci, dacă nu știu. O știe el ceva, dar îl dracu. Bă, dar e groasă, da.
No, thank you. I'm white, but I ain't even that white. That right there is how you wind up with a memorial fund in your honor. How you wind up with your face on front of a t-shirt messing around in a kayak in the middle of the ocean. No, thank you. Da, asta e faza, că toată lumea când faci kayak, când te apuci de chestii de-astea, toată lumea zice, wow, bă, ce nebun e, Spic, uite, s-a apucat să facă el ca noi, a început să facă, el făcea, el face chestii, e nebun. E să nebun? Dă cu, ăla, cu, zic, cu, cum să numesc, cum să numesc, băia, de stai pe el, e ca o, cum? Cum? Cum, bă? Plută? Nu plută, mă, sup. Sup. Și el știi sup. Că să de fapt, deci este ca o placă de surfing, numai că te urci pe ea. Da. Oricum este un mare efort să menții echilibrul. Așa. Și ai și ai vâslă de aia. Și merge așa pe ea, care mă, merg ăștia nebuni pe lacuri, merg prin o grămadă de chestii. Ăștia mai crazy așa. Da, știi, și cumva în timpul vieții, cât ești, te respectă lumea, știi, dar după aia, după ce pățești un căcat de ăsta, devine, da. Devine diavolul. Bă, da, bă, băiatule. Du-te al dracu. Bătă-ți Hristosul. Bă, ești nebun la cap, da, da. Da, după aia, după ce mori de la așa ceva, zici, ce i-a trebuit, mă? Da, bă, da. Ce i-a trebuit, mă? Deci fii atent, eu am fost anul ăsta în, când dracu, mă? În mai, aprilie, mai, ceva, am fost în Egipt. În Hurghada, cred. Poți să zici orice, poți să inventezi. Hurghada e în Egipt, da. Da, da, sub, uite, ăla-i. Sub. Ah, ok. Corect, niciodată n-am mers. Stai că zic și cu asta, că am avut o experiență și cu eu, crazy, uneori. Și am fost în Hurghada și că exact când m-am întors acasă, am văzut o știri că l-a mâncat rechinul pe unul în Hurghada. Oh. Bă, ești nebun? Da. E, apropo de sub de asta, am fost cu niște prieteni de mei în Dubai și știi că e placă din aia care te urci pe ea și ai telecomanda și ai din ăla, cum se cheamă, motoraș și stai pe placa aia și din telecomandă și mergi și noi, e foarte greu. Și acum s-a urcat șoarecul, s-a urcat o prietenă de-a noastră. Cu de-aia cu motoraș. Da, și a mers. Băi, crede-mă, e foarte greu să stai pe ea. Și acum am... Eu n-am încercat, am încercat doar prietenul meu. O reușit un pic să stea, dar ne-am făcut de râs în fața fetelor. Și eu zic, bă, nu pot să stau pe mal așa să. Și mi-am luat și eu o placă de aia cu un ghidon de bicicletă. Da, ok, da. Și mergeam așa. Da, mergeai foarte încet, mergeai târca. Mergeai cu 3 la oră. Știi, da, așa, exact de aia de bătrâni. Da, să stai în zona de confort, adică să stai liniștit. Bă, am făcut-o, am fost crazy. I'm like, oh, yeah. See me? Bă, da, era maimuță? Nu era maimuță, era, adică nu era real, era o jucărie de aia. A, da, bă, da, e jucărie. Sau era maimuță? Nu, e jucărie. Ia, dai. Bă, dar și aia, cred că asta și-au propus cu aia, de fapt, adică... Bă, bă, altfel, prea s-a dus ață direct în bara lui ăla, sau, mă rog, în aripă, da. În aripa lui ăla. Bă, ești nebun, săracul ăla. Tu îți dai seama, via a doua zi vezi, că zici că odată nu cu capul. Da. Nu, da, dacă îți dau 5 zi 100 de variante. Nu nimerești pe asta. N-ai cum să nimerești pe asta, n-ai, nu. Cum să, când te duci la asigurări. Bună ziua, am venit la casco, da, zici încă ai casco și ți-o repară. Zici, bună ziua, am venit, ce s-a întâmplat aici? Dom'le, era un omuleț pe o motocicletă, nu o să vă vină să credeți. Dar mică, atâta. Și eu o sărit așa pe o rampă, într-o viteză foarte mare și o dat, s-o lovit. Hai, dom'le, cred că să închidi contractul de casco. Da. Da. Adevărat. Băgă-mi străbilețul tău! Băgă-și trenul! Îți ia trenul! Da, eu nu, și eu fac urât la așa ceva, la trenuleții, dar nu înjur trenulețul. Păi, bine, acum, dacă noi am plecat într-o călătorie din asta filmată de genul. Vrei? Da, sigur că da. Vrei, da? Ușor, ușor o să îmi fac trecerea către avion. Este! Uite, asta s-a întâmplat cât a fost Drăgulin plecat. Drăgulin s-a schimbat. Gata, m-am decis.
am decis. M-am și încrețit. Mi s-a încrețit părul. Un pic. Deci mi s-a încrețit părul, bă, după vara asta mi s-a încrețit părul, bă, s-a întâmplat o chestie cu mine. Așa. Dacă o să facem vreodată o chestie de genul Raventura, Aventura Strigațiura, da, împreună și o să mă pui să fac, cu siguranță, fac tot fel de căcaturi, să mă urc în tot felul de astea, așa, ăsta aș fi eu, cu siguranță. 100%. Așa aș face... Păi nu, așa îți vine să faci, dar eu nu înjur trenul. Sau pe ăla care are trenulețul. Înjuri... Păi nu, presupun viața. Presupun că ești lângă mine. Și te bucuri, sau nu, nu te-ai urcat cu mine. Nu te-ai urcat cu mine. Depinde. Nu, eu m-am dat în toate drăcovenile astea, și cele mai nebune și cele mai de copii. Și nu știu, mie nu prea... Da, nu, nici mie nu-mi dau siguranță absolut deloc. În schimb, după ce te dai jos, te simți foarte bine. De fapt, asta e șmecheria. Pentru că îți crește nivelul de adrenalină atât de tare. Pula, te bucur că trăiești. Da, da, pe lângă asta, nu, dar te simți, e o descărcare de... Plus că acolo urlând și țipând, dând toată energia negativă afară. Crede-mă, te simți foarte bine. Dar e mai greu să urci. Să pășești. Să treci prin iadul ăsta. Da. Am de cap. Doamne, domnule, ce faceți? Uite copilul ăla, băiatul. Mă rog că să sperim femeia, mă. Da, bă, da, eu nu înțeleg. Unde sunt ăștia? Doamne! Vreau, du-te! Ce-mi plac? Gura ta de mă! Bă, ce-mi plac asta. Hai! Dar nu mai m-a filmat, mă, doar să moare dacă nu mă. Spune ce au TikTok. Nu, să moare dacă nu ți-l perce. L-am jurat în îngurește, bă. Bă, dar asta cred că e un magazin de cartier, nu? Că mă gândesc, ăia care veneau să cumpere. Eu nu poți face asta, duci la Kaufland și începi să țipi la oameni. Nu, niciodată, ești nemul că ți iei o bătaie de la aia. Nu, te dau afară. Da. Dar, aici, el cred că are magazinul sau cred ceva. Cred că e magazinul sau... lui. Sau e fiul vreo doamnă de pe acolo. Sau lucrează și el acolo. Și are gaguri de-astea. Da, îți dai seama ăia când intră în magazin acum. Unde e Andrei? Bă, Andrei e aici? O venit azi Andrei la muncă? Da. Pe da, vezi că el a postat asta mult. A postat chestii de genul ăsta mult. Și a luat o pauză. Și acum a revenit cu el. Da, l-o fi dat afară. Dar are și cu cine să facă. Adică doamna asta cel puțin să sperie. Are niște extraordinare reacții ceva, da. Aș vrea să te las cu bine, cu iubirea singură. Nu-mi spune că m-ai pierdut o comoară în viața ta. Ai pierdut nu știi pe cine. Ai pierdut comoara. Unde-i comoara? Să moară fata lunaie. Ce voce frumoasă ai. Mi s-a făcut pielea de hamster pe mine. Adevărat. Te-a topit și pe tine inteligența artificială să mor aici. Deci dacă îmi deschid vreodată vreo șaurmerie de aia cea cipită, deci vreau să arate șaurmarul exact ca tine, așa. Dar ce cu ciucurea aia de la covor în capul tău, ești nebun la cap? Ți s-a pus pata pe vreo trapăriță de aia, rapăriță de aia nebună și vrei să intri pe sub lărgani? Zi-mă nebună că așa mi s-a întâmplat și mie când eram mai mic, acum nu stau să dau detalii. Mi s-a pus pata pe o proacăriță de aia satanistă rău de tot. Și am vrut să impresionez, gen, să mă dau că sunt și eu rocker și mi-am luat un tricou de ăsta cu Metallica pe mine. Dar bine, și-a dat seama că nu era ce trebuie, că gen, am prins un rocker și i-am luat tricou de pe el și rockerul ăla era prieten de-al lui fata asta. Mă rog. Nimic. Amintiri din... Da, nimic. Dar stai, deci, dar boiul de ce... acum e trapper? Da, e... pare că are o fază. Adică cum aveam... Are un moment. Da, e... nu știu, apar deodată așa la măta. Adică, stai, dă-l pe... Dar am văzut că e tatuat pe gât. Dă-l... ia. Te-ai făcut trapper, ia. Are de-alea... ia. Într-adevăr, mi-am făcut o schimbare. Sunt niște codițe Afro-American, dar nu pot spune că sunt chiar trapper. Dar sunt niște codițe foarte mișto. Mi-am făcut o schimbare de look.
foarte mult. Nu neapărat rapper și afroamerican. Și popat că... Asta de la Cristi Hope. Bă, da, cum facem să antrenăm mușchiul penibilului un pic mai mult? La oameni, în general. Știi care e faza? Tot respectul pentru tricoul ăla cu Naruto. Mamă, are 235.000 pe TikTok. Mamă, vezi că astea două sunt forță de când și-o schimba lucru. TikTok-urile astea, astea sunt 1.600.000. Pe rup TikTok-ul și 718.000. Pe rup TikTok-ul. Nu vezi ce înseamnă să-ți faci o schimbare? Dar... De asta își fac oamenii schimbări de lucru, mă, să mai ia. Ok. Uite, ochelari ca ăia am și eu, gen. Deci fix așa am și ochelari. Nu vin data viitoare cu ei. Dar de ce nu vii și tu data viitoare cu codițe de astea de trapper american? Trapper. Ha? Nu știu dacă am păr atât de lung pentru codițe de astea de trapper, dar... Mă rog, aș face așa. Și-a pus tatuaje pe gât pe astea, mă. Vezi ce înseamnă. Bă, dacă... da, el câți ani are? Copilul undeva ăsta. Între 40 și 18 ani sau ceva de genul. Scrie undeva? Nu știu, cred că are 19 ani, 20 de ani, o chestie de asta. Dar așa îți dai seama, te duci în fața lumii ta și arăți așa gen cu tatuajele alea. Ce-i mamă cu tine? De la gumă. Da, de fix de la gumă. Ce-i mamă cu tine? M-am făcut trapper. Lasă-mă că nu e o fază. Ăsta sunt eu, asta e personalitatea mea. Sunt un trapper american astăzi. Am făcut 1.700.000 la imaginea asta nouă. Dar el cu ce se ocupă? Arată ca nane după ce l-a cenzurat CNA-ul. Bă, iată. Ah, că l-o cenzura și pe nane, bă, da. Și pe nane și pe paraziții. Bă, extra. Nu. Știu că lor le-o dat amendă, dar și cu lui Nane l-o cenzurat, i-o scos niște piese sau ceva. Bă, extraordinar. Bă, iar mă iau nervii. Îl cenzurez pe Nane și uite, vezi, apar oameni de ăștia care sunt ok. Bă, băiatule. Cristi Hope n-ar face. Da, dar cumva, sufletul, cum arată el așa și cum vorbește, cam așa e sufletul multor trepări prin interior. Da. Ei așa sunt. Da, soft. Da. Dacă apare ceva, samba, dacă n-arunc cu căștile astea în televizor. Deci alea sunt, ce sunt? Crezi în extraterestri? Da, sigur că da. Și am și văzut că acum guvernul american chiar a făcut încă un pas în față. Uite un avion. Da, alea e un avion și alea sunt. Bă, ești nebun? Strei farfurii. Bă, da. Eu știi ce nu... Adică cred în extraterestri. Uite și alt avion. Da, urmăresc avioanele, urmăresc frisbee-urile alea sau shuriken-urile alea. Bă, deci... Eu cred în extraterestri. Chiar cred că există. Dar... mi-e greu să cred că arată, au navi de astea în farfurii zburătoare. Adică mi se pare prea... clișeic? Clișeic, da. Păi da, cumva nu crezi că asta face parte dintr-un soi de campanie a guvernului? A extratereștilor? Nu, a guvernului cumva, că ne-au arătat de mult în filme cum arată o farfurie zburătoare. Ca să ne obișnuim ușor, ușor. Tu nu vezi că efectiv acum... guvernul american a început să facă pași clari în a spune și a recunoaște că există extraterestri. Deci mi se pare că treaba asta e atât de importantă încât oamenii când au anunțat ăștia că da, sunt vieți extraterestri, nu știu ce, sunt, am întâlnit, avem și noi, îi studiem de nu știu cât timp, lumea pe net e... Ah, ok. Păi tocmai de asta. Vezi că suntem deja atât de obișnuiți. Da, e exact ca în filmul ăla, Don't Look Up. L-ai văzut? Da. Bă, extraordinar. Nu e exact așa. Da, noi ne continuăm viețile liniștesc ca și cum n-ar fi o mare chestie. Sunt alte forme de viață care nu sunt de pe pământ, sunt printre noi.
și vin pe din pământ, altă lume, din altă lume și noi suntem, oh, ok, cum? Cum, mă, ești prost? Bă, da, ai dracu, și mai am o problemă cu extraterestri ăștia. Bă, dar nu vin și pe la noi, bă? Bă, ai dracu numai prin Australia, prin America, prin alea, bă, da, da, le place la cald. Da, în România nu vin, bă, să-i văd, vreau să văd și eu. Păi, nu știu, acum... Eu cred că dacă văd unde ăsta, eu mi se schimbă viața complet, ești nebun. Ai văzut, vin extraterestri și noi... Problema noastră e gheboasă. Cineva pe care îl cheamă gheboasă, efectiv. Extraordinar, bă. Că efectiv, na. Da, poate că nu sunt extraterestri, poate că toate chestiile alea sunt acum niște experimente pe care le fac oamenii, gen, cu chestii care seamănă sau că i-au studiat pe băieți, da. Okay. Și fac experimente de astea cu nave de genul ăsta. Ia dai, mă. Da, au început să apară din ce în ce mai mult, calitate din ce în ce mai bună, ceea ce nu știu ce să zic, habar n-am. Acum suntem și ușor de fraieri, știi? Ce e asta? Mitch Connell froze. Dar nu mai avem sunet? Nu e sunet pe ăsta? Astea nu sunt sunete, domnule. Deci ăsta vorbea, era ministru, secretar de stat sau ceva, un alt demnitar. Și el vorbea, da? Și a venit femeia asta, era bine cu sunet. Pac, l-a atins. I-a devenit catatonic. Ce și omul a înghețat, boss. Deci o înghețat, nu, o a avut blank de la, vorbea și dată. Păi așa rămâi. Uite, când vine administratorul de bloc. Avea datorii la întreținere să mă l-am văzut. Bă, dar trebuie să aflăm, bă. Trebuie să aflăm secretul. Cum faci bloc? Te blochezi, gata. Și tu, păi, tu să rămâi așa. Că mai avea două bășini și murea aici, nebun, oricum era terminat. Eu făcut ceva, o atins cu niște energii, cu ceva. Fii bătrân, mă, oricum, dar cine-i fata aia? Poate că pe aia un anime de asta, de altă. Poate că pe aia o văzuse, știi? Hei, nu, că eu am văzut discursul ăsta, dar n-am băgat de seama. Adică am văzut că omul a rămas blocat, dar n-am văzut-o pe femeia aia că i-a făcut. Tâc, a avut butonul de... Ia mai dă-mă o dată. Ia mai dă, domnule, o dată. Ia să vedem. Ia, uite. Pac, țăc, atât i-a făcut. Salut, am venit. Și omul s-a blocat. Da, tap, tap. Tap, tap. Uite, vezi? Deci el vorbea, așa, nu știu ce probleme. Că vorbea și mormăit. Ia uite, au venit prin spate. Firea dracu, o venit și... Exact. Bună ziua. Și ăla s-a uitat un pic dubios. Iar... Da, bă, băiatul. Extraordinar. Era, avea datorii la aia. Te pup. Am venit. Am venit. Eu știu, sau era nevastă acolo, aia era amanta. Și el, din discursul lui, făcea... S-a blocat. Amândouă aici. Ce să fac acum? Da, dă-i. Să-i prietena noastră de sezonul trecut, știi că am mai dat-o. E expert în machiaje și face tot felul de transformări de astea. Da. Mamă, eu dacă aș vedea așa ceva, m-aș... Mamă, dar ce tare e asta, bă. Da, dă-i. E Barbie pe ketamin. Bine, bă, tată. Ăștia suntem noi când eram... Nu! Nu se poate așa. I-a rămas piciorul. Iar ăla plângea. I-a rămas piciorul ăla în urmă. Mamă. Mamă, bun asta. Da, asta greu rău de tot. Greu rău. Greu, ești nebun? Da. Și tot degeaba. Degeaba, efectiv. Bă, cumva i-a salvat faptul că... Că ce? Că a picat pianina aia, că oricum nu cântau. Nu era ok. Ăsta ești tu, nu? Ăsta e Liviu. Că el e cu... Da, i-a salvat, că nici nu cântau foc. Mai bine să dea vina că... Eu am pățit aia. Asta cu pupitrul meu, a căzut și mie, mi s-a rupt trepiedul ăla. Stativul, de fapt, și gata. Eu l-am ținut cumva, mi-a rupt cârca. Când am văzut că s-a dus, l-am luat așa, că aveam... Cum e case-ul ăla din birou de la mine? Doar că era, nu era așa, ăla e foarte greu. Și l-am ținut și eram... Bă, velea cânta. Bă, ce fac? Și am stat cu el așa, dar mi-au rupt spatele, ești nebun. Tu poți să ții, bă, clapa ta așa? Nu, da, poți să o ții în mână, așa? Da? Mm.
Păi, în cazul în care se întâmplă ceva, poți să-i chem pe băieții aia din baia liceului să iasă. Da. Ia, dă-i. Now I am about to go out, but I never leave the house without my protector, so come boy, come. Mom. I can't be the only one leaving the house looking this cool, so I got you a little something. Wow, ce satană. Efectiv, ce satană de câine. Yeah? Ce drept. Oh my god, he looks like... Such a distinguished young gentleman! Yes! Very distinguished! Wow, ce fiară! Efectiv, ce fiară! Bă! Deci nu pare câine, pare altceva. Da. Bă, pare ceva asasin. Bă, dacă tu la o petrecere techno, da, la care te duci tu, dai plec de această domnișoară și la un dat ajung acasă și are și, un da, diavol. Nu intru în casă. Păi nu, tu apuci să intri și vine diavolul în întâmpinare. Ce faci? Plec. Ei, pleci. Plâng. Plec, plâng. Mă piși pe mine. Pășești. Mă rog de ea să mă lase în pace. Îmi cer scuze dacă am greșit ceva. Bă, voi ați văzut episodul ăla? Ați apucat să-l vedeți când s-a întâlnit Drăgulin cu o fată? Și avea cuțit la ea în geantă? Da, ăla de primul... De toamna trecută. Nu mai știu când a fost. Da, când am povestit ce s-a întâmplat în vamă. Da. Și a găsat o fată sau un prietenit și avea atâta... Avea un cuțit în geantă. Da, bă, băiatul. Astea sunt doar eu. Bă, dar e groasă asta. Deci fii atent. La un club la noi, în București, mi-au povestit băieți. Da. Bloody Garzi. Au venit doi băieți în club. Nu, unu. Cu atâta cuțitul la el. Bă, în club? În club! Și eu început, adică ăștia, îți dai seama, nu i-o dat voie să intri. Bă, ți-ai un pic cicolat, dar ăla tupeu pe el. Și mă rog, l-o bătut, n-au avut ce să facă. Și acum stăteam și vorbeam cu ei și ziceam, bă, cam cu ce gânduri te duci tu la club cu atâta cuțitul? În orice caz, dacă bă, mă ochi... calcă cineva pe picior sau ceva. Bă, cuțit, bă, boz, nu cuțitaș, nu... Asta zic. Îți dai seama, eu mă duc în club să mă distrez. Doamne, cu gândul că o să am o seară mișto și că o să mă distrez, Doamne, și să mă relaxez. Doamne, maica Domnului, efectiv, ești nebun stau... la ca... Deci lumea nu mai are nicio frână, bă, frate. Că cum te-ai gândit tu să intri cât cineva te lasă cu așa ceva? Dar tu îți dai seama că în centru vechi nu te controlează nimeni. Cel puțin în cluburile din centru vechi nu te controlează nimeni. Poți să nu, intri cum vrei tu. Păi nu s-au întâmplat o grămadă de... Doamne, maica Domnului. Da. Situații de genul ăsta în fața clubului. Uite, dacă aduci un băiat de ăsta, îl pui în fața mai clubului, puțin. Nu mai face nimeni nimic. Uite, da, un câine de ăsta, îți trebuie la fiecare club. Ce vorbe. Da, nebun. E șeful. Dai. Ia să. Oh, tot oameni. All right, let's see if he'll show you some of his accents. Come here, boy. Such a good boy. Bă, dar ce mare, bă, băiat. All right. Speak. That's your inside speak, huh? Speak. Inside speak. Okay. Big speak now. Ready? Sprehen. Oh, it's so good. Oh, it's so good. Auta-l mâncați așa cum arată. Sprehen. Diavol. Like you're mean now. Sprehen. Oh, you're so mean. Can you do inside bark now? Woof. Speak. So good. My little bilingual baby speaks so well. You like your little head scratches, you little weirdo? Păcat. Bă, deci păi vezi că tu dacă ajungi în casă la fata asta, păi își bate joc de tine cu el. Îi zici, latră-l, dar doar 30 secunde și după ce ai lătrat 30 secunde intern, încep vreau doar un lătrat extern, ca și cum ai fi nervos, și păi adu-te-l, ia-l, dar doar de șiretul de la piciorul stâng. Da, n-am nicio șansă, din păcate, e o iubire care nu o să funcționeze. Își bate joc de tine, bă, cu câinile astea. Te pup. Și probabil că își bate joc de morți. Probabil că folosește câinele la dată pentru... Bueno, hijo
demolite la armonica rabiosa. Yo te quería mostrar la armonica rabiosa. Ah, la... de... Matita. Matita. Mega da. Păi de că îi dă laba, bă, frate. Ce drăguț e cățelul. Deci îi dă laba, înțelegi? Asta e, care-i faza? De ce faci așa? Că nu e, nu, nu-i place să te apropii de fața lui, așa fac. Mai sunt căței? Bă, dă-l dracu că e la un pas să-i smulgă fața efectivă, adică... Nu. Nu, că fiind a lui, îl cunoaște, ești nebun. Păi are tot felul de metode. N-ai văzut chihuahua ăla, că e unul care are un chihuahua din ăsta? Și pe care îl terorizează. Adică îl terorizează. La restul câinilor se duce: "Ei, ce faci, tăți așa?" Când se duce la ăsta, da, și au făcut o compilație de asta, băi, extraordinar, da, dar nu văzut. Bine, o chihuahua cât de rău poate să te muște. Ai cei mai nasol. Ai cei mai nasol, că dacă ăsta se pune să te muște, da, chiar te doare un pic. Iese, da, da, își îndeplinește scopul. Ia. Ce faci într-o situație de asta? Ce faci? Nu știu, zic, dau un pumn. Dau un pumn sau ceva, un picior, habar n-am. Nu, primul instinct să fugi. Te-ai fi dus vreodată către el? Nu, la bătaie, așa cum venea el direct la bătaie, nu. Nu, niciodată. Dar ăsta cred că știa joaca. Adică văd și ce obiectiv are, să vede că e profesionist. S-o mai întâlnit, da, să vede că știe, cu ursul. Și ea și ieșit, adică la, s-a speriat sau ceva. Nebun la cap. Erau mai mulți. Erau mai mulți, da. Da, el a venit un pic pe hungry. A venit. Ursul a venit pe hungry. Și fac urât ăștia la hungry. Da, l-ați văzut pe ăla cu Mifu? Îl știți pe Mifu? Care? Îl știi pe Mifu din Craiova? Nu. Nu știi pe ăla, pe Mifu? În fi, Mifu. E tot unul din Craiova. Așa. Și l-au dus unii pe acolo, pe Valea Prahovei, pe unde sunt urși. Și s-a dus efectiv până la un urs de ăla și a sărit ăla, săriaș. Mă rog că... O sărit ursul? A avut prezență de spirit și îl știi, nu? Pe ăla cu Mifu de pe Valea Prahu. Nu. Doamne, maica domnului. Da. A, păi vă merita soarta, bă, dacă vă iau un urs de ăsta. Duci la urs așa. Ce te aștepți? Să-l iei acasă, dormi cu el? Dă-i. Nu simt nimic. Pentru că acum nu ai problema asta, dar probabil că la un moment dat o vei avea. Da, și dumneavoastră la fel, că la urma urmei se mai întâmplă să mănânci ceva ce nu ți-a prit, eu știu, să țineți minte că a fost un episod la genul pe tine în care a apărut o chestie de asta. Efectiv TikTok. Puteți scăpa. Efectiv TikTok 2023. Au venit extraterestri, sunt printre noi. Noi, exercițiu pentru diarie. Tu dai seama, bă, că extraterestri sunt printre noi și femeia asta arată pe YouTube exercițiu pentru... Tu îți dai seama? Da. Doamne, dă-i. Te-o sfert cu extraterestri ăștia. Jafar Mat în... Bă! Jafar Mat, pe burtă să moară familia, dacă nu ești pe burtă, acum te împușc. Cine? Tu! Gata! Eu chiar cred că la noi cam așa se întâmplă un Jafar Mat. Nu-i ca în America. La noi te duci tu la un băiat de ăsta pe burtă, toată lumea: "Ce cu tine?" Nici nu crezi în așa ceva, ești nebun? Ăla nu mai avea nimic de pierdut. De ce? Păi omul la care lucra la... Ce e Jafar Mat? N-a fost deloc, efectiv deloc impresionat de tot show-ul ăla. El a venit să fac content să moară Ciprian dacă nu rupă internet cu asta, da. Deci... să sperie ăsta, să se întâmple. Hai să vezi. Efectiv, omul venise după 3 divorțuri. 3 divorțuri, era terminat. Ce ai zis, mă? Cine, mă? Eu? Băi, Jafar Mat, cine, mă? Da, eu chiar așa cred că dacă noi aducem paznicii noștri în America, unde aia fac de aia, eu cred că multe din Jafar s-ar opri. Ăia acolo, domne, drepturile mele, nu mă bag. Hai să mai vedem puțin. Yeah. Lipsa de viață din ochii omului ăsta. Familia, dacă nu ești pe o burtă, acum te împușc. Foarte plictisit. Cine? Tu. Cine? Gata. Era tare, zic, cine, mă? Tu, dumneavoastră. Da. Deci nebun, da. Era extraordinar. Ia de. Haide, mitricuță. Haide la flășcuță.
iau. Să mă arătui banii mei, dale dum, dale, că nu fac eu ce barei, dale dum, dale. Hai ai la mitricuță, facem baie la plășcuță, aici faci căruță. Cine o ajută pe femeia asta să facă lucrurile astea? Că cineva i-a făcut cadă aia, bă. Cine o ajută? Cine eu o încurajează? Cred că își face singură. Nu cred că o ajută cineva. Deci au speculat că o mers asta cu mitricuță, fleșcuță și a zis da. Mă duc maxim pe tot ce înseamnă fleșcuță, tot ce înseamnă wood. Asta mă doare stomacul, ești nebun de nervi. Mie da, nu vine să cred, da. Bă, uite, și acum îți folosești exercițiul ăla pentru... Îmi fac ca într-una. Ia dă 3-5 minute. Ia vezi. Uite carne macră ce am eu. Ai de capul vostru, vă dau o stângă să moară mama dacă nu vă frâng. Frâng? Veniți la păpușa ceaci. O ador. O ador. Bă, dar tu ador nu mai... O ador. Păi, nu. Este capabilă de autoironie, e tare. E mișto. Ia dă-o pe asta, ia, fete, nu ești pregătit. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Deci ea se filmează când mănâncă cârnați cu castraveți? Dar nu mânca. Încerca să îl bage pe tot pe gât, probabil. Și a dat seama că e un talent. Dar ei primesc provocări să facă asta? Nu cred. Bă, dar cum să te gândești, bă, să faci asta? Nu cred că e cineva atât de crud încât să-ți ceară asta. Ei, să faci asta pe TikTok. Ăla o aruncat frigiderul de la etajul 4. Păi da, lucrurile astea le faci tu singur. Adică asta ți-o faci tu singur. E o chestie pe care o faci tu, de la tine puteri. Atâta te duce capul, efectiv. Ia să-mi bag un cârna pe gât. Un cârna prăjit pe gât. Să văd cât pot să... Mai dau o dată, te rog. Oh my god, she ate. She ate that fucking sausage. Bine. Așa, bun, ne despărțim de doamna cu mitricuță. Să vedem ce mai urmează, ia. No tongue. Sharon, help. That's what they all say. Dar poate ajunge să facem așa la vârsta aia, la 80 de ani. Deci zic, e Ozzy Osbourne cu Marilyn Manson. Cu Marilyn Manson, da. Care, mă rog, e cumva un suit de respect și o dragoste acolo între ei, mai ales ăsta care iubește toți rockerii mai tineri decât el. E fascinat de toată lumea și vrea să le ia sângele efectiv tuturor. Care este unul dintre cele mai mari panorame care au existat vreodată Ozzy? În muzica rock. Da, unul dintre cele mai mari panorame. Adică povestea o ea la un moment dat de la Motley Crue. Așa. Că gen când erau ei la început, făceau au plecat în turneu cu el, ei făceau deschidere. Așa. Și erau la hotel, îți dai seama, așa, la ora 4 după amiaza, o chestie de genul ăsta. Aia era dimineața lui și nu mai avea nimic de consumat. I-a întrebat pe ăștia dacă au ceva de consumat. Ăia nu mai aveau nici ei, pentru că managerul lor le dădea cu țărâita, le dădea cu porții, adică de grav era. Așa, și gen s-a apucat de tras de acolo, bă, de pe marginea piscinei. Închipuiesc că era la o piscină, la un hotel, da? Respectabil, unde mai erau oameni, era... Și s-a apucat de tras un mușuroi de furnici. A tras furnici, efectiv, a tras furnici până asta. Dar știi că el a mușcat capul unui liliac într-un concert. El e renumit pentru treaba asta. Că la un moment dat a trecut un liliac. El a crezut că... Sau liliac era sau porumbel, nu mai știu. Ideea e că a crezut că l-a aruncat cineva și că nu e adevărat. Și era... De fapt era adevărat. Clar, mă, e unul dintre cei mai mari monștri de genul ăsta. O grămadă de povești. Există și un filmuleț cu el în care a venit la o conferință de presă. Clampă. Lasă că îl aduc eu la un moment dat, data viitoare. În fin. Ozzy Osbourne, da, talent.
Da, dar e bun asta. E bun asta, e bun asta. E distractiv. Da, nu, e, nu, e distractiv, nu, da. Nu te rănești. Nu te rănești, e da. E distractiv, da. Distractiv, da, mi-a plăcut. Ai. Dar nu atât de distractiv ca trasul de furnici pe nas. Normal. Te-ai uitat la toți? Asta e tot din... te-au uitat toți. Ia. Dar nu se aude, n-are sunet? Păcat. Păcat. Și pentru că s-auzeau bipurile alea, furau ăștia de magazin. Mă rog, furau și luau și duceau la casă, să scuze. Păi, deci acum se duceau la casă să plătească. Dar numai că asta nu e în video. Dar de ce au făcut asta? Că viața e complexă și are foarte multe aspecte, frate. Bă, dar chiar că e ce complexă viața, bă, băiatule, bă, bă, bă. Bă, stai, te mai întreb. Da, ia, dai. Of, mama ia, capul meu așa de mare. Of, mama ia, capul e așa de tare. Of, mama ia, of, tata e. Asta e, știi cine e, nu? Nu. Este Lupul Oradean. Este cunoscutul Lupul Oradean. Din Oradea, da, okay. Din, așa, el, știi ce face? Noi acolo facem orașul faptelor bune. Da. Și omul meu, ca să-ți dai seama, bă, că e totuși un om care nu știu dacă are casă, dacă n-are casă așa. Sau așa, se ducea toată ziua, de dimineață venea acolo, în fața casei, așa. Și începea să ceară bani de la oameni. Și odată la jumătate de oră venea și ce strângea, băga acolo în ordine. Și odată la ceva timp să-și schimba ținuta special ca să nu-l mai recunoască lumea. A, cumva. Ce tare. Și se ducea și cerea de la oameni bani și venea și băga bani în ordine. Extraordinar, e bravo. E foarte tare. Adică ăsta, Lupul Oradean, e unul dintre... Lupul Oradean, da. Tare. Da, tare. Ok. Da. Princess, if you want to be more in, come here. You can't be in the front of the shot, ok? You'll more. Be back. Here. Come here. Come here. Emmanuel. I understand that you... Emmanuel. Emmanuel. Dar știu. Don't pick Princess's butt. Don't... I cannot believe you just did that. That is assault. You're cancelled, Emmanuel. We have got to talk off camera about that. Deci, mai avem cu asta? Deci fii atent. Fata asta încearcă să facă niște TikTok-uri. Și povestește de viața la fermă, nu știu. Și Emmanuel ăsta mereu să bagă și strică, o să bagă, trolează pe o trolează într-una, Emmanuel. Ia dă-i. O bombează. And Richard. Those are Ria's and those are actually more similar to Emmanuel. Emmanuel, don't do it. Emmanuel, do not do it. Emmanuel. Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel. It brings me great joy in my soul that you listened. I love you. You are a good boy. Extraordinar, Emmanuel, e extraordinar. Au trăit sau? Unde s-au dus? Asta și eu. Unde se duc? Pe partea aia. Da, asta tunel. Pare că e o fântână, nu? În munții Bucegi. Ha. În partea... Ha, unde e acolo, știi? De desubtul la munte, știi? Că se zice că e ceva zic. Acolo. Unde se duc? Dar eu mă mir cum că s-a aruncat prea unul după altul. Eu te, da, lovit, băiatul, iau, te tricou Filip Lain. Ah, ok, da, bă, da. Mamă, bine, băieți. Bine, ești nebun. Bine, ia, băieți, pe haine, pe astea. Da, ești nebun. Și așa e, na. Ia, ceva cu apă. Așa vă trebuie. Nu, de alea nu mi-e frică, de alea mari. De cine? De alea? A, nu ți-e frică de alea? Nu. De ce? Că bă, nu mușcă, nu. N-au colți, sau? Da, nu. Mi-ar fi frică să stau lângă una în apă, dar nu sunt spăimântătoare ca un rechin sau ca o orcă. Orca, deși e foarte, foarte frumoasă, știu că e foarte reașă. Da, sunt rele. Mănâncă mai rău ca rechinul. Păi. Dar
și sunt mult mai deștepți. Dar de astea nu mi-e teamă. Doar că îți dai seama când vezi un bloc de ăsta care pur și simplu sare din apă. Peste tine? Gen, da, sau... da, e groasă. Da. E la fel de rău, omule, adică tot mori. Dar nu sari, că nu sar pe tine aia, bă. Că știu unde ești. Nu știi. Poate că unii sar. Știu unde sar. Ești. Asta mi-e teamă. Ce e asta? Acum... E partea în care îmi dai anxietate sau... Bă, nu... Bă, nu, ăla nu-i sănătos la cap. Cum coaie să faci asta? Cum coaie să faci asta? E făcut... Au mai fost? Asta a mai fost? Nu, înseamnă că memoria mea... Scoate... Și aia cu balena? Deci, efectiv, am îmbătrânit. Am îmbătrânit. Facem asta de prea mult timp. Care-aia cu struțul? Ei, măcar e apă de desubt. A, nu e apă. Ce apă, bă? Îți moare ea. Și dacă e apă, e tot moarte. E moarte de desubt, aia e. Nu e nimic altceva. E moarte cu aia. Bă, mi se face inima cât un puric, bă. Se face așa, mi se strânge sufletul. Când văd așa ceva. Uite, așa ceva n-aș face, bă, niciodată. Niciodată, pentru nimic, ia. Poți să... Aoleu, vreau tot filmulețul. Nu, eu nu-l vreau. Că unde, vorbim de el la trecut. Unde-i tot filmulețul? Am înțeles, e acolo. Ei, asta aș face, de exemplu. Dacă aș putea. E bun asta, dacă o învață șeptarul. Așa se antrenează pompierii. Da. Ca să înțelegi ce înseamnă să fii pompier. Că am văzut că o explozie aia la Crevedia. Da. A doua sau a treia, că nu știu câte au fost exact, l-am dat filmul oamenii și pompierii se duceau către să stingă focul și când a fost explozia, fugeau. Au fugit. Bă, ce comentarii pe TikTok, bă, băiatule. Da, și unde sunt curajoșii noștri și unde nu știu. Ce vrei cu aia? Să mă duc în explozie să moare? Da, ești bă, prost? Da. Dăm copii deci, acasă. Deci, pe lângă ei, chiar își riscă viața pompierii să stingă un foc. Să intri în foc. Când explodează, ce vrei? Mă duc către explozie? Ești bătut în cap, bă? Bă, nu mergi în mintea, bă, băiatule, bă. Bă, înainte de orice, trebuie să-ți gândești. Tu ce ai fi făcut? E, ce vorbești? Ce? Ce înseamnă că de proști sunt cu aia? Bă, băiatule, ne îndreptăm din ce în ce mai rău, aia, bă. Ce, dă-i, mai, nu mai avem? Asta e tare, ești nebun, o știu. Eu nu știu ce nu înțeleg. De unde știi el câte numere de... Bun. Câte numere de ce? De câte ori să rostogolești? Cât timp ai nevoie ca să te rostogolești de nu știu câte ori până la o altitudine safe de a-ți deschide parașuta? Asta! De unde știu ei lucrurile astea? Am crezut că ți-ai intrat ceva în cură acum, nu. De jur, când ai făcut... Asta! Am crezut că... Ia da. Vezi? Da. Bă, sunteți spulanciști, de ce nu ziceți, mă? Păi așa, mă, tată, sigur că da. Îți place așa? E pe altă viață. Dar nu știu prin planul, ia de-ți bă și eu pe urmă. Nu, evident că nu funcționează. Stăm ca oamenii, dracu, că stăm așa acasă. Dă-ți frumoase astea, bravo, foarte bine. Foarte bine, o să am în vedere. Ia, dar ia, că o da peste steaua lui. A, nu, e ok. Da. A, e bine. Dă-i. Asta e, super. Dar astea făceam și noi în baltă. Eu nu făceam de astea niciodată. N-am făcut niciodată. În baltă, astea. În baltă, da, dar să mă dau cu fața din mâl, nu, niciodată. Cum dar mă rog, îi mlaștin acolo cumva. Îi mlaștin, da. Da. Mai dă-i? Asta e, tată. Ai probleme bă, în viață. Fii atent la asta. Bă, super, bă băiat. Bă, extraordinar. Fii atent. Deci, înainte să spun video-ul ăsta, vreau să-mi zici din suflet dacă prin un
în puțină probabilitate de a ne întâlni cu așa ceva, dar să zicem, ce ai face dacă ai vedea aceste imagini? Bă, nu știu, cred că e un moment de la în care te împaci cu absolut totul și zici, a, bă, gamea, și... Ce ai face? Adică dacă te-ai uitat pe geam și ai vedea motorul așa? Cumva, știi ce-mi dă o stare de liniște? Că, gen, văd pământul, adică sunt destul de aproape de pământ. Văd pământul, îl văd. Vezi nu că sunt acolo chiar... unde-s ei, sunt undeva la vreo 3-4 mii minim de metri. 3-4 kilometri. Mie nu-mi place când nu văd pământul deloc. Deci, atâta vreme când îl văd, cât îl văd, sunt, ce? Ai șanse? Oarecum ok. Mie trebuie să văd pământul. Nu-mi place când sunt în nori. Nu-mi place când sunt în nori. Și de sus vezi doar nori. Da, și acolo nu-mi place. Da, așa, când văd pământul și văd... Ce se întâmplă dacă vezi pământul? Adică ce se întâmplă în mintea ta? Ai cam o stare de... Eu sunt zodie de pământ. Dar ce zodie ești? Sunt zodie de pământ, fecioară. Și... Păi și eu ce? Scorpion de pământ. De apă? Scorpionul cu apa nu, cred că sunt. Păi apă. Nu știu, habar n-am, mai să căutăm. Scorpion, zodie de scorpion. Scorpion, zodie de... De? Zodie de... Foc. Nu zici. N-are mă cum, ia dă-i la zodii de foc. Iată, uite, vezi, asta se întâmplă. Nu știam niciodată că m-am trezit de dimineață și zodii am venit la foc. Filmare, nu m-am gândit că asta vom discuta, dar... Zodii de pământ, taur. Zodii de pământ sunt taur, fecioară și capricorn. Cele de aer sunt gemeni, balanță și vărsător. Semnele de apă sunt rac, scorpion. N-a poftim. Și pești. Ești zodie de apă, vezi, te-ai gândit vreodată? Semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Na, ai aflat ceva despre tine. Deci capricornul e de pământ și eu sunt de apă. Șoarecul e capricorn. Ok. Și asta? Cum adică ce e asta? Păi de ce am ajuns la asta? Că am zis eu că sunt zodie de pământ și că îmi place să fac pământ că... acolo. O, ce legătură are? N-are, domnule, nicio legătură. Era o glumă, era un carambol, era o... Deci ești pregătit să începem să zburăm și noi cu avionul? Da, domnule, am zis că din momentul în care o să reiau turneele, o să mă gândesc serios să încep să... Zbori. Zbor, că e și păcat, la urma urmei, să nu mă duc în atâtea orașe unde sunt... Și țări. Tot de multe persoane pe care aș fi putut să le întâlnesc și nu am ocazia să le întâlnesc pentru că nu merg cu avion. Și țări. Da, mă, e și țări, dar eu vorbesc de românci. Păi da, dar n-ai foarte, ai zbor la Iași, ai zbor la, Cluj, Timișoara. La Timișoara. E de ajuns, sunt trei Oradea... orașe, sunt trei orașe, patru orașe, omul ești nebun la cap, mi-e de ajuns. Satul okay. Mare, da, și păcat, e face perfect. O oră, e lux. De asta zic, e și păcat. Bonjour. Le fleur. Le fleur, flori. Des élèves, elevi. La classe. Eu am clasa. Ceva. De parents, părinți. De rumeurs, zgomote. Des émotions, emoții. Qu'est-ce que c'est? Ce este? C'est la rentrée. Este începutul Opa. Anului școlar. Început anul, bă. Începutul anului școlar. Donc, une bonne année scolaire pour tous. Un an școlar bun pentru toți. Iar cei care doresc să se înscrie la cursurile mele, să-mi lase mesaj pe Messenger, ceva. Să se înscrie în grupul de franceză și, bineînțeles, urmăriți-mă în continuare pe TikTok și pe Instagram. Bonjour, mea bientôt! Eu când aud de astea în franceză, mi se pare foarte spooky, așa, mi se pare că da, zaci un, spooky, un, da. Un pic ceva psycho în da, spate. Că sunt... Oricum o nație foarte perversă. Da? O foarte multe perversități așa. A, da? Franceză. Dar, în fine, doamna, pare că, adică e genul de profesoară care, mă rog, acum a venit la clasă, e profa nouă, așa. Nu o știm, și ne norocește pe toți cu franceză. Noi n-avem nicio treabă cu franceza. Tu ai făcut franceză? Da, da, și eu. Na, nimic. De nada, sau nu, asta e în spaniol. Majoritatea da, profesorilor de franceză au un pic ceva de... Sunt diferiți.
Au ceva. Sunt diferiți, da, sigur că da, sigur că da. Da, adică ea își vinde cursurile, nu? Cursurile și le vinde. Nu știu dacă își vinde niște. Da, 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 da. Deci face... nu face la întâmplare, bă. Nu face, există marketing. Un plan acolo, păi, în spate, da, într-adevăr. Da, doamna era la prima zi de școală, ai văzut, avea... Au pus florile în față, între ea și telefon. Printre flori, așa, a filmat printre flori. Na, 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 pare că e genul de doamnă care te lasă corigent. Da, care cu te zâmbetul nenorocești. Pe buzic. Da, da, da. Cu zâmbetul pe buzic. De ce n-ai învățat? Da. Putem să mai dăm puțin cadru în care... Ia. Aș vrea să vedem ce scrie... Păi, e în oglindă. Ce scrie apasă pe... Apasă pe video. Atenție, stai așa, stai, nu, că scrie, atenție. Dă-i înapoi unde să vede tabla. Hmm? Că aș vrea să vedem ce scrie pe tablă. Așa, totuși, așa, și du-te pe tablă. Atenție. Mie nu mi se pare normal ca în prima zi de școală, adică cel puțin în amintirile mele, în prima zi de școală, tabla era goală. Băi da, că trebuia să... Uite, e turnul Eiffel. E turnul Eiffel acolo. Așa, bun. Atenție. Okay. Gânditul dăunează grav sănătății. Poftim? No. René Descartes n-ar fi de acord cu treaba asta. Gânditul doare. What? Doare. Bă, nu. Ce scrie dă, acolo? Dă, ba nu, îi dăunează. Păi da, gânditul dăunează grav sănătății. Gânditul doare. Doare. Ah, da. Este o, stai, ceva nu știu cum, este o alegere. Este obligă... O... Alegere, aleg. Bă, ce scrie acolo? Ia, așa, așa. Este o alegere. Dăunează, așa, este o alegere. Într-adevăr, da, gânditul este o alegere. Wow. Wow, efectiv, doamna... sunt fascinat de ce scrie pe tabla aia. Profesor? Deci, doamnă, ce scrie acolo? Adică, nu știu cum ați început... Gânditul, adică ce tehnică de pedagogie asta? Wow! Bă, adevărul că gânditul foarte mult, gânditul în exces, chiar poate dăuna grav sănătății. Deci cred că suntem singurii dobitoci care au citit ce scrie pe tabla acolo. Nu. S-au uitat la asta și... Da, eu cred că ele vinau făcută. Hai, doamnă. Da, des, doamnă. Le fleur, le alea, dă-i. Wow, Dernier. Efectiv, bine, hai, dă-i. Să-i dăm mai departe, Dumnezeu știe. Ce drăguț e, bă, băiatul. L-a dus la... Deci că vindea ceva. Venea de la cursurile de spaniolă. Abla, bla, 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 bla. Îmi plac animalele care scot sunete de om. Da, da, da. Tu-ți dai, da, seama, da, prin casă să fac asta așa? Alea. Am pus eu la un dat un cățel de ăsta, tot ceva, care făcea urla ca un om. Și mi-a dat, cine dracu mi-a dat mesaj? Mi-a dat mesaj Fodor și zice: așa ceva nu se cumpără, frățiva. Dar nu se să mergi, da, cu ăsta. E ca și cu aia, da, avea o sirenă, dracu, să dă toată lumea la o parte. Ce faci? Mi se zboate ochiul, bă. Și tu ți-l, ești genul de om care își face și-l închină? Da. Deci când, asta trebuie să faci, da? Trebuie să ți-l închină. Băi, asta am învățat eu când era mic. Nu, nu că eu n-am nimic împotrivă, nu te critic. Păi nu, mă, nu mă chitrica. Da, asta, deci... Asta că se gen să faci cruce. Am făcut, făceam așa și cu... De trei ori. Tot mi se zbate, nu sunt plan nimic. Dar aș vrea să știu de unde. Uite, vezi, tu ți-ai, o chestie... tu ți-ai închinat ochii, mi vine acum să strănut. Se întâmplă niște lucruri, nu te mai juca cu energiile astea. Ei, de la lipsa de magneziu. Am auzit că ai spasme musculare. Nu. Stai, bodyguardul lui Messi. Ia-l! Baf! Cam bun, băiat. Eu cred. Deci tu îți dai seama că el are bodyguard care stă cu arbitrii. Păi asta zic, dar l-a luat acum, de când... Nu, eu cred că a avut dintotdeauna. Nu știu, pe ăsta, băiatul ăsta. Dar cred că a avut bodyguard ăsta, umblă, nu cu unul, cu mulți. Da, probabil că... Are unul, dar ăsta lui? E principalul, ăsta e șeful, probabil, da, departamentului security. Dar ai văzut cum ăsta nu fugi ca Messi. Fugi, păi... repede. Dar fugi, ne mai dă o dată? Ca să ne uităm pe așa. Deci fii atent. Pac, ia, uite, fii atent cum stă cu privirea. Bam, bam, bam. Hop, hop. Stai un pic. Și l-a văzut. Buf, fii atent cum fugi. Mamă, ce viteză a luat. Buf. Înțelegi? Da, și ăla al dracu era cu tricou cu Barcelona. Înțelegi? Mă rog, na, e normal, acum
Da, e aici, e la Miami, că s-a mutat la Miami, boiu. Păi și pe omul ăsta l-a fi luat, ăsta e fost jucător de fotbal american. Și nici știi, că la cum aleargă zici că vine la război, da, zici, direct, vine la placaj. Direct la placaj, da, așa zic. Eu cred că te bate tare un băiat de ăsta. Bine, nu, nici n-apuci să faci tu ceva. Normal că te bate tare, nu? Că e o certitudine, de-aia l-a luat, te bate tare. Da, probabil că are și în contract, frate, ca ăla să stea pe acolo. Normal, normal. Că teoretic în America sunt mai mulți. Da, decât în Europa. Decât în Europa, decât în Spania sau... Păi acolo e tărâmul psihopaților. Da. Ce primul forță. Păi stai bă, sup! Ce vorbeam noi data trecută? Și ia-i sup! Mi-a luat orechinul, bă, ești prost. A, deci o bătaie. E Gârceavă în mare. Și-a scăpat-o. Iau! Atât am crezut că... Păi nu știm ce urmă. Dar apa era mică. Da, gârla era totuși destul de mică. Dar tot te prinde de picior. Te prinde, dar măcar îl vezi. Știi, măcar îl vezi, poți să-i fuți un șut. Gen. Poți să-i fuți. Bă, am avut imaginea lui cu Drăgulin cu apa până aici, acum. Nu, cu talpa. Fuță talpa și un călcăi. Ce să-i fuți o talpă, bă, ești nebun la cap. Nu i-ai văzut, mă, pe aia, omule, care te învață cum să liniștești urechin, de să duc și-i pun mâna așa pe botul ăla și ăla stă, urechinul stă. E super safe, s-a descoperit că poți să pui așa mâna pe urechin și ăla gen stă, scultă. Că... Doamne, eu cred că, bă, mi-mi stă inima, bă. Eu dacă văd, doar dacă eu să fiu pe mal și urechinul la 20 de metri în apă și să-l văd, eu am impresia că el mă poate mânca de acolo. Da, e normal, dar și rechinul la bulangiu, adică care-i faza cu cel încurcă omul ăla? Adică... Îi ținea umbră, bă, nu mai vedea el și tu pe acolo, ești nebun. Bine, era frustrat, că oricum n-avea cum să bată... Testoasă. N-avea cum să o mănânce, că probabil de bătut o bate, dar... Păi da, că ea dacă se închide acolo... Efectiv, gândire de 12 ani, în pula mea, rechinul bate testoasă. Ca aia să bagă în cochilie și n-avea ce să-i facă, n-avea. Știi cum că să mănânce. Cochilia aia face parte din corpul ei, adică nu, pe, ea nu poate să iasă. Pe asta zic. Ăla-i, de fapt, aia e ieșirea spinării. Da. La ea. Da, pe asta zic, n-are ce să-i facă, n-avea cum să o muște sau ceva. Era safe. Sau... Da. Da. Acum depinde și în rasă de rechinic, am înțeles că nu se... Rasa măsii. Da. Nu există așa ceva. Mamă, nimic n-a mers. Nimic n-a fost să fie. Aba, da, poți să-ți dai rău. Poți să-ți dai. Poți, da. Dar să-ți dai somn? Wow. Dar cum, bă, să faci asta? Ia mai deodată. Cum să faci asta? Mamă. Era să rămân și fără trico pe aia. Ceea ce nu era rău. Dă-i. Să trecem peste. Ce-i asta, bă? Uite-i gâtul, dracu. E ilegală. E ilegală, pe dracu. Ia vezi. Nu ți-e scos. Efectiv, cineva a zis că ți-e scos. Unde sunt în asta, în țara asta, bă, băiatule? Uite, mă, asta e. Așa arată o țestoasă fără coloana aia verde. Fără cochilii, așa arată țestoasa cu aia. Bă, băiatule, dau... Efectiv, cineva a zis... Deci nu, lasă, pe lângă... E, ce se întâmplă acolo pe video este aur ce se aude. Ce se aude, ce de comentează fapt, da. Ei, da. Eu, asta e ilegală, bă. Asta e ilegală adus aici. Dar ce pasăre e asta? Ce-o fi asta? Nu știu exact ce pasăre e morțisei, dar... Morțisei. Mă rog, oricum, morțisei. Dar este oricum dubioasă. E o pasăre dubioasă, adică da. Nu știu ce caută gen în oraș, într-o urbe. Și doi la mână, de ce căcat este sânge pe jos? Dar adică nu cred că e sânge, cred că e apă. Ia de mai aproape. Că dă el zoom. Nu-i sânge, mă, e apă. Au aruncat cu apă pe ea, cu aia. Să-ți dai seama. S-au speriat, au aruncat cu apă sfințită pe ea.
Cred că aia așa se apără, adică își bagă gâtul, nu știu exact, dar nu știu ce e. Cum exact să-și bagi gâtul dacă îi s-o lungi gâtul? Își lungește gâtul cumva. Așa se apără ea, adică e un sistem de ăsta. Eu n-am văzut un sistem de apărare. Mă rog, în fine, sunt și obosit. Azi ai fost la radio. Ce asta? La o petrecere de minimale, de ciocane. S-a întâmplat ceva? Este, cred că, de urmărit fata în roșu. Mamă, mamă, mamă. Ia uite. O strănutat. Extraordinar. Mamă, m-a rupt. Goaie-miu. Nice. Extraordinar. Da, deci vezi toate tipologiile exact de oameni, așa le vezi. În același timp e de urmărit ce se întâmplă în spate cumva, dar fata asta, bine, într-adevăr i-a dat-o pe bucurie. Adică era, a fost marfa. Dar stai, nu părea. A fost marfa bună. Păi nu părea că era nimic. Ce? Că era, nu părea că era nimic? Păi așa ți-o dă pe fericire, ești nebun la cap, n-ai văzut că nu se întâmplă. Te transformi un pic la față. Ia, păi ce vrei, să-i crească un corn? Nu mă, nu, dar te mutilează un pic. Eu așa am văzut la alții, păi, că te mutilează un dar pic. Dar ție nu se pare puțin dubios că fata asta e foarte, e mult mai fericită decât ar trebui să fie? Adică... Bă, da, mă, da, așa se distrează ei la genul ăsta de muzică. Când intră el... Păi da, așa practic... se distrează, ai dracu tineri, la genul ăsta de muzică. Da, știi cum se cheamă ăștia care stau în fața pupitrului? Nu. Pupitrași. Ma, pupitrași. Păi da, da, trag acolo în față, da, fata asta este mult mai... Nu trag în față, bă! Așa e, trag în baie, da... Piesa asta e tare. Și mie îmi place. E o combinație de tech cu future rave, cu nu știu, și mie îmi plac astea. Am făcut un mix, ți-l arăt. Da. Dar în continuare, hai să o dăm puțin de la început, că totuși e de analizat tot ce se întâmplă acolo. Dar în același timp n-o scăpați din ochi și pe fata roșu. Păi da, dar ceilalți, uite, par oameni, adică par ok. Par cu fețele ok, uite. Este, uite, bine că pui. Deci eu cred că în locul băiatului... Da, dar fata aia, gândește că nu, la noi nu se vede, nu ajunge exact. Dar acolo fata aia face... Ai văzut? Da! Uite. Yeah, uite cât de fericită e de tot ce se... E super! Uite-o pe aia vorbea. Hai, vin la tine sau... Mamă, ce mă enervează, m-a lăsat pe sim. Te n-ai cum, e atât de fericit. Superb, bă, superb. Deci tu-ți dai seama, ca DJ... I-a făcut viața frumoasă cu aia, i-a salvat viața, efectiv, deci așa pare că i-a salvat... Este, e super! Este super! Uite, și în timpul în care fata asta... Uite ăla ce supărat e. Da, nu, ăla e complet plictisit. Da, mă pișim în petrecerea asta. Am fost la unele cu aia, am fost la James Abila. Să pișe pe asta aici. Bă, deci tu-ți dai seama, ca DJ, să ai pupitraj de ăștia în față, care fac... Eu cred că mor din râs, ești nebun. Da, sperii un pic. Da, mă rog, dacă ai văzut multe la viața ta, nu te mai impresionează. Da, probabil, da. Că nu mai e așa de... Da. Aici petrecere, after, da. La after. After la after. After, asta after e, life. Asta e la ora 3, după amiază, așa. Afterul pe la cât se termină? Pe la 11, nu? Pe la 2, depinde. Da. Nu se termină în ziua, se termină peste 2-3 zile. Na, te mai duci da, acasă, ce te mai țară, că nu era în România? Era în România? Era undeva în Balcani. Pe undeva, mă rog, sau pe undeva, pe în Rusia, pe undeva, na. În Rusia. Ce-o fi acolo, mâncați și adică femeia chiar cânta, adică asta nu e un efect. Femeia chiar cânta. Da, mă, da, cânta și erau ultimii. Așa, ultimul, așa arată ultimii. Ăsta era headliner-ul. N-am mai rezistat.
N-au mai rezistat oamenii. S-au culcat, bătat, extraordinar, incredibil. Ce scenă, wow. Vă spun acum ceva, eu am venit aici așa să mă mărit cu cineva. Ce zici de asta? Cu mine? Fiu al dracu, nu m-așa. Vezi că am pus ochii pe dumneata? Ai grijă că fața mea de inocentă te înșală? Recunosc-o puțin de mine. Ce părere ai? Ce părere să am, dacă nu mai sunt bun? Da. Să știi că tu chiar m-ai plictisit. Ai, dar ce mi-a fost dat? Și asta, bă, oameni buni! Chiar mândru și dotat, așa prevăd. Frumos ca un actor din filmele cu pistolar. Ia spune, ești însurat? Eu? Neimportant. Femeie ca mine e de nerefuzat. Sunt tânără și am de toate. Ia zi tu, de mine-ți place? Deci... sunt aceste ursitoare, este este un obicei, cred că doar la noi, dracul, la români, nu știu. Deci ursitoarele sunt când la botez, nu? Da, la botez aduci ursitoare, care că știi că e obicei, ăla de să alegi de pe tavă, că ce-ți păi nu ursitoare. Ah, păi nu, asta e la preot, mă rog, asta e la biserică. Și ce îți ursesc, mă rog, așa, și vin ursitoarele astea. Da. Numai că eu nu văd niciun rost, adică mi se pare... E o formă de entertainment, de a distra oamenii. Dar eu n-am văzut ursitoare din genul ăsta. Să se care ducă... sunt... Mai așa? Și șmecherite. Da, și să ce faci, dragă, te căsătorești cu mine? Adică eu nu am văzut. Da. Eu n-am, dacă aș avea ursitoare din astea, le-aș da afară. Da, bine, na, probabil că e fan. E fan. Cred că e fan, da, dar pui pe ea într-o situație proastă. Pă, cine? Pe invitați. Ți se pare că ea sunt puși într-o situație proastă, ți se pare că ea se distrează. Eu nu cred că la toate petrecerile lor lumea a fost, băi, du-te, bă, de... Mie mi se pare că ursitoarea e pusă într-o situație destul de dificilă aici, aici cel puțin, cu ăsta, care este Dumnezeu pe pământ. Mai dă-l o dată, tată, pe ăsta, că ăsta este Dumnezeu pe pământ. Cu mine! Cu mine! Era clampă. Eu am venit aici așa ăsta să mă mărit cu cineva. Ce zici de asta? Cu mine? Să fiu al dracu, dar nu m-aș însura. Vezi că am pus ochii pe dumneata? Auta-l. Ai grijă că fața mea de inocentă te înșală? Recunosc-o puțin de mentă. Ce părere ai? Ce părere să am, dacă nu mai sunt bun? A zis că nu mai e bun că... Să știi că tu chiar m-ai plictisit. Păi, superb. Da, nu înțeleg că oricum ea își rea poezia. Ea practic nu-i dă nicio șansă lui ăla. Poți să o dai și pe următoarea ca să vezi că ea are o poezie. Și indiferent normal de răspunsul ăla, ea își continuă. Ai, dar ce mi-a fost dat să văd? Tânăr, mândru și dotat. Așa prevăd. Frumos ca un actor. Tânăr, mândru și dotat. Deci l-a întrebat, ești însurat? Ăla zice da. Neimportant. Ok, neimportant. Femeie ca mine e de nerefuzat. Femeie ca mine e de nerefuzat. Sunt tânără și am de toate. Bun. Ia zi tu, de mine-ți place? De mine-ți place? Da. Dar se pare că nici tu nu ești potrivit. Ce să-mi faci? Păi stai că e o fractură logică. Adică, păi stai că a întrebat, îți place de mine? Da. Și a zis, adică tot ea s-a dus la el. Și asta e că nu ești potrivit. Și după aia ăla i-a zis că da, sunt interesat de tine. Și după aia i-a zis nu mă interesează. Și ce e asta? Da, e bat jocură. E bat jocură pe față. Da, efectiv, n-are sens. Dă-i. Mă rog, în fine. Deci ies dintr-un tub de plastic și fac spume pe o perie pentru a curăța dinții oamenilor? Nu, ai Colgate. Tu ești corigent. Nasol. Ce e asta, bă, băieți? Bă, ce e asta, bă, băieți? E cumva de apreciat că, uite, are un fundal acolo pe spate. A filmat cu cromă. Bă, dar... A făcut efectele alea. Deci gluma este... care e gluma? Asta e întrebarea. Așa. Gluma este, dacă ies dintr-un tub de plastic și fac spume pe o perie pentru a curăța dinții oameni. Bă, dă-i. If you go to post this, can I just say one thing? Aye, say it, be nice. Right. Run, and you may live. Fight, and you may die.
and run. But lying in your bed, at least I will, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to tell our enemies that we take our lives, but they'll never take our freedom! Wow, efectiv vreau să mă trezesc cu asta în fiecare dimineață. Bă, ce tare, vreau bă. Vreau să mă uit la asta. Da. Vezi, mă, frate, că bețivii lor, sau așa, nu scai noștri, sunt bă. Sunt aspiraționali, da, sunt motivaționali. Da, nu știu cum dracu, bă, frate. Păi, nu știu. Ăștia erau distruși, adică, uite, de la fețile lor, erau terminați, bă. Ăla era și bătut puțin, ia, dă-i puțin să-l vedem mai de aproape. Ia uite-l, out. Era dăduse cu nasul în ceva. Ah, ok. Dăduse cu nasul în ceva. Deci ăștia, uite și tu, mai dă o dată, că asta e bună să te trezești. Can I just say one thing? Hai, yeah. Be nice. Right. Run and you may live. Fight and you may die. And run. But lying in your bed, at least I will. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to tell our enemies that we take our lives, but they'll never take our freedom! Come on, Gabriel! Da, cred că erau la un meci al Scoției sau ceva, al Naționalei Scoției. Sau, da, tare. Dacă așa se explică. Aia, bine, nu se explică oricum stonații de bețiv, dar... Da, mă aștept, adică mă așteptam să zic ceva. Da, pe ai văzut că și ăla i-a zis, be nice. Da, zici tu ceva frumos, că nu încep. Foarte dar bun. De unde o fi asta? De unde o fi discursul ăsta? Ăsta e de undeva, sigur. E din... Gladiatorul? Nu, ălaltul cu vopsi pe fac. Vikingii. Mel Gibson, când era vopsi. Ah, Braveheart. Braveheart, cred că e din Braveheart. Probabil, bă, da. Bă, gata, mă uit la Braveheart în seara asta. Eu nu l-am văzut, o smușule. Hai să nu ne uităm împreună, să hai, intrăm să facem pe live să ne uităm. Binging. Să facem binging. Da, da. Tare, da-i. Bravo. Doamne. Super, bă, da, și boxerii au... Da, eu cred că așa o să ajungem noi. Ce, să râdem singuri pe stradă, nu? Da, probabil. Eu ți-am zis, am povestit pe istorie. Eu am început un pic, mi-am început să-mi dea la teorie. M-am supărat într-o zi, le-am zis băieților, m-am supărat într-o zi că am plecat de la studio și când am închis toată aia, bă, nu se închidea televizorul. Bă, nu se închidea! Bă, și m-am zis, ia uite, bă, s-o strica și ăsta. Păi de ce nu se închidea? Că îl închideam cu cheia de la mașină. Păi, știi ce am vrut eu să fac la un moment dat? Mm? Acum două săptămâni, ceva de genul ăsta, am închis ușa de la intrare, de la casă, și am dat, voiam să intru și dădeam cu tagul ăla de la interfon pe ușă. Și mă și întrebam ce căcat, era și duminică, și bă, pe cine sună acum să intru în casă? Dădeam așa pe încuietoare, dădeam cu tagul. Și nu se deschidea. Ți-ai uitat vreodată cheia în casă? Da, cum să nu? Am lăsat-o, gen, am băgat, am încuiat și am plecat. A, nu în ușă. A, stai, tu ai ușă, nu se închide când o închizi, nu rămâne. Eu am din aia, e cel mai rău. Tu stai la parter, dar nu, că balconul e închis mereu, nu stai tu cu ele deschise așa. Da, deci eu cred că așa vom ajunge, nu în foarte lung timp. Să râdem singuri pe stradă. Da, 100%. Astăzi discutăm despre pescuitul recreativ și importanța eliberării responsabile a peștilor capturați. Când eliberarea imediată și delicată a capturilor subdimensionate sau nedorite, putem asigura continuitatea ciclului de viață a peștilor și contribui la pescuitul sustenabil. Aflați cum pescuitul responsabil protejează resursele naturale pe agvpse.ro. Incredibil. Da, știi ce e asta, nu? E o campanie de promovare la a Asociației Vânătorilor și Pescarilor din România, ceva de genul ăsta. S-a făcut și oamenii aia, ca să-și promoveze pagina de TikTok smart. Și valorile și așa, au apelat la o agenție, da, bă, cum puteți vedea, cu aceste fete, okay. Sunt mai multe. Da, se poate interpreta aia cu pescuitul. Păi... Te provoc să intri pe AGVPS România și să citești comenturile. Ha, ok. Mă rog, acum nu mai repetăm noi comenturile, că oricum lumea a glumit foarte mult pe tema asta.
Da, eu cred că de asta s-a și viralizat. Și cumva mesaj, că până la urmă scopul e, bă, să ajungă mesajul la cât mai mulți oameni. O ajuns. Nu cred că a ajuns mesajul. Adică nu cred că, ba da, ba nu da, cred că ține minte nimeni mesajul. Bă, ții minte AGVPS ăsta? AGVPS, păi da. Păi asta zic. Da, nu m-aș apuca de vânătoare. Adică păi numai, ok. Nu interesează. Ok, adică, da, ăia trei care vor să apuce că pe lună. Practic, băi, omule, practic nimeni nu este interesat de vânătoare și de pescuit în urma da, mă, chestii da, astea. Da, uite, mai știi reclama aia cu să reziste, să reziste. Să venea să spar televizorul când intra. Da. O ții minte? Da. O firmă de termopane, sau nu știu de ce era. Bă, o ții minte? În urmă contează, știi, scopul. Ah, ok. Nu da, mijloacele. Bine, dacă... există AGVPS. Da, nu contează. Dacă făcea unul de la AGVPS, un vânător. Nu interesa pe nimeni. Păi asta zic. Erau doar cei care erau într-adevăr exact, în lumea asta. Exact, pasionați, da, trei. Da, și am aflat toți că există AGVPS acest, da. Și aceste fete, Ioana de la AGVPS. A, le și știi. Cum le mai cheam. Dar okay. Tu îți dai seama de ursul ăla care săracu, îți dai seama că e, a fost împușcat, a murit și a dat viața ca să fie pe jos acolo și să apară în videoclipuri în cerbe aia de spate. Îți dai seama ce blestem și după moarte, bă, tată, bă, tată. O fi greșit ursul ăsta cu ceva în timp ce era în viață. Îți dai seama că stau acolo sus cerbi aia, urși ăștia stau și nu pentru asta am murit cu aia. Am murit, adică scuze. Este un cuplu foarte mult în România. Cine-i de vină, bărbatul, femeia, amândoi? La divorțurile economice nu, cred că problema economică mai am și o greșel care e decât o dată, că poate nu îi fi o român, deci îmi datorită că stau pe teritoriul României ca iugoslav pe acte, dar inteligența economiei la 5 miliarde, mili catralionice, într-un împrumut economic ca unui guvern național, ginerele și mireasa când... Dar nu văd, e cam greu să gândim la 5 milioane. Eu pun 3 zerouri, 2 odată și încă 1 odată. Toată viața a așteptat interviul ăsta. Aștepta să zic că avea foarte multe lucruri de zis, într-adevăr. Nu le-a terminat. Nu le-a terminat. Cumva am auzit la un moment dat că începuse să... Păi începuse bine, asta zic, mamă, să vezi tu că e groasă. Îi mai revenise amintirea cu întrebarea, la un moment dat a încercat să răspundă la întrebare totuși, da, dar nu ea, s-a pierdut săracul. Și am avut comul foarte mult, mă lua de în spital și mă ducea la morga, de la morga iară mă aducea. Vă plimba așa între morgă și spital? Păi dacă aci muream, aci înviam, da. Haideți, doamnă, cum așa? Pe cuvânt. Bă, ce tare e lumea asta. Știi că o să fie ceva tare când începe cu morga. Când zice m-a dus la morga. La morga. La morga. Bă, tu știi că lângă liceu unde am învățat eu, era spitalul județean Foaia Verde și fix bucata cu morga era lipită de terenul nostru, de fotbal. Și ne uitam, ne urcam în tribuna aia și vedea în morgă cum îi tăia pe băieți, cum îi când îi ardea. Nu pot să cred, deci nu pot să cred că voi vă uitați la... Da. Dar cumva era bine că nu deranjați pe nimeni, adică putea să dați, vă jucați cât voiați voi, că nu făcea nimeni da. Scandal. Da, adică era fix că... lângă liceu pedagogic, nu era... dacă mai e morgă acolo, dar atunci acolo era. Nu era ca și cum erau vii. Aia zic. Nu, supăram pe nimeni. Și nu o să mai fie la fel, pur și simplu. Băieți sunt băieți și femeile sunt fake. Că poți să spună te iubesc cu anume pe buze să se uite frumos, gândi la un prost, care vorba ta parchează o mașină pe dos. Chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate. Cred că vor să-ți demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine dacă nu era cu tine și la cu tine. Bine, tu ești încat și e mare în club. Să duce pe și o ia cu sub pas. După pas, un pas și se rupe în dans. Și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea. Și e clar că îi place așa, dar chiar pe patul tău și pe muzica ta. Hai, dă-o, mă! Oh, mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar în lipsa mea, tu mi l-ai amaneta deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Eu cred că ăsta în câțiva ani o să ajungă mare cântăreț de trap. Da, are toate, că de, toate, da, da, majoritatea de la noi, sau majoritatea, sunt foarte mulți cântăreți de trap care ei așa cânt.
Că le-ai pus antare să un pic mai... A, știi? A, poate să fie, poate să funcționeze în studio, sigur că da, nu la concert. Asta, 100%, are șanse mari, mai continuă tigrule. Da, așa, adică să nu-ți pierzi personalitatea, să nu te apuci să spui... Nu, cu fața dreaptă. Da, nu, să, da, să nu te apuci să spui discuerduri pe tine sau mai știu nu, eu nu, ce nu, să așa, mai... Nu, adică, nu, așa, cu tricou de ăsta, polo, așa, da. Băiatul, uite, nu avem personajul ăsta. Uite, în industria muzicală de trap, no, și chiar industria muzicală, nu avem gen chestia asta, geek. Da, geek. Știi? Nu avem asta. Dar fiind geek, arătând a geek, trebuie să, și când livrezi, trebuie să livrezi. Da, trebuie să rupi. Nu așa. Nu așa, așa e nebun. Dă-i. Mamă, știu cu asta. Adică știu... Nu, fătă, zămne, iar o măti s-a sfut. Hola lui! Cuci, cuci! Da, bă, ăștia mici s-ai dat cu rău, bă. Chihuahua. What? What? Oh my God, you are very surprised me, you know that? Nicky. Nicky. Ia uite. What, Nicky? I know you love me. I know that. I love you too, my little love. Nu ești fătăs, dumneavoastră. Bă, ce răi s-ai. Bă, și urâți, bă. Look at that. Oh. Ah, Nicky, da. I do a tattoo of you. Look, it's you. Are tatuaj cu el. I love you so much that I do a tattoo on my leg. Yes. Yes. Nicky, how are you? How you feel? Oh. Fătă-n domnule, iar o mate. Extraordinar. Și-a făcut tatuaj cu el. Cu Nicky, bă, da. Da, bă, ciuau ăștia-s răi, bă. Mă rog, nu cred că te doare când te înțeapă un pic, nu? Da, ideea e că au... Ei n-au prin interior. N-au putere. N-au putere. Da. Ei prin interior să văd niște dulăi. Da, da, au... Sunt ca niște aci, așa, știi, da, dinții și cred că... Te înțeapă. Te înțeapă, te, da, te zgâri, adică... Te zgâri, da. What's the worst date experience you've ever had? He played the Pokemon theme song before. I wanna be the best. I wanna be the best. Sound like a real... Eu am impresia că tu faci asta. Eu mai pun pe aia de la Naruto. Habata ita, omorena ita. Mamă, ce tare, să mă... Păi și cum faci, adică... Ce? Stai, că, deci ai adus-o acasă, bun, nu știu ce, pa-la-la-la-la-la și hai să-i dăm drumul. Stai, nu, stai puțin, da. Și dai... Aș vrea să fiu eu cel mai bun. Asta? Adică asta... Asta e imnul Pokémon-ului? Da, tradus în română. Ah! Asta e. Da. Aș vrea să fiu eu cel mai bun, cum nimeni n-a mai fost. Să-i prim pe toți, e scopul meu, și să le fac un rost. Da, așa, fata mea, așa cum... Pikachu, te aleg! Da, au făcut măcar după aia dragoste? Păi n-auzi, ăsta era imnul lui, așa să încărca el. Ma. Știi, adică a pus piesa aia de la Pokémon și așa, probabil că așa să încărca el. Și a zis, dacă se poate, te rog frumos să pui și tu urechile astea de Pikachu să le porți. Vai de bă, da bă, da, de asta viața e frumoasă. Că sunt tot, dai de tot felul de... Deci de asta e mișto ca nu toată lumea să fie la fel. De asta. Da, da, da. Că vezi din ala de... Că nu mă ducea capul niciodată să fac așa ceva. Wow. Dă-i. Și în loc să gemi, dacă se poate să zici pica, pica. Așa, ia dă-i, fii atent. Ești băga mea. Mamă, ăsta e unul dintre cele mai mari coșmaruri ale mele. Adică nu, e ceva oribil. E ceva groaznic cu aia. Nu, nu, ce? Nu se poate. Ai pus vreodată mâna pe un șarpe? Nu! De cât? Nu, da. De ce? Nu. Da, să vezi tu cum e. Nu, lasă-mă așa. Lasă-mă așa. E răcoros. La atingere. Da, nu. E ok. Mai puneam mâna pe șopârle când eram pe la țară, când eram mic. Mai prindeam o șopârlă, dar pe șerpi? Nu, niciodată, nu. Ți-e frică mai mult de șerpi decât de șopârle? Dar nu mi-e frică de șopârle. A, deci ți-e frică de șerpi? Da.
Ok. Mi-e frică să nu facă cineva vreo și o pârlă, dar... Ai în țările asiatice? Da. Unde poate vom merge și noi la un moment dat, da, împreună. Da. Într-o vacanță așa de prieteni. Sigur că da. Proiectăm. Mai acolo, în 98% din cazuri, dormi cu șopârle în cameră. Cu alea mici. Mici, sunt cam atât. Ghicouri. Cum să numai așa, ghicouri, da. Dar alea nu fac nimic, adică alea sunt pur și simplu niște locatari în plus. Niște da, dar fac într-una. Sunt perversi ai drept. Te pup, ce faci, ce zici? Așa fac! Ce zici, bă, nebunule? Așa fac, bă! Și așa fac toată noaptea. Doamne, sunt perversi. Abia aștept. Abia aștept o vacanță cu Drăgulin. Sunt niște șopârle perverse. Mamă. De zi, vrei să mă organizez, să mergem? Da, sigur că da. Dar numai să fiu și eu liber și om. Da, liber. Da, seama, dacă aduci o fată la un prim date, dormi cu ea în pași. Sau de... Da, da. Cât de dubios, câte momente poate să strice căcatul ăla de șopârlă care face... Da, da, nu-i doar una, sunt multe. Sau din... Să aud multe. Fac toate. Da. Înțeles. Băi. Oribil. Right. Oh my. Dude just dropped the bait. He's got a bait hanging in the water and the shark's under this clear kayak. Look at the shark. Poftim. Watch out. Oh, it took it. Oh my god. No, it's right there, the bait. Right there. Oh. The bait is right there. Oh, ah, de fapt ești lumea la bălanie. Dude, I got it for you. Look at this. Sharks everywhere. Uite-l pe ăla ce mare. Bă, dar vă mănânc în curbă. Du-te, bă. De ce să fac, doamne, dar vă, da, bă. Wow. Dă-i. Bine, așa când vezi știrile alea că niște oameni au fost mâncați nasoale, de așa... nasoale, normal, dar dacă vezi... Sunt nasoale, dar dacă vezi și filmulețele, băi, adică da, zici nebun. Că era normal, adică era inerent. La ce te așteptai? Asta zic. Deci, după cum se vede cel mai bun loc la fotbal, se vede. La unde e asta? O sămânță, Bayern? La placoane de Ciucaș, dacă bine știți cum zic. Ce frumos, pe aici cine, cel mai bun loc, da, bă, sigur. Avem, bă, avem români peste tot, bă. Da, peste tot. Bă, dacă te gândeai vreodată, pe acoperișul stadionului de la Bayern München, e un român? E, bă. E, în vârf. În vârf. E cireașa adăpător. Avem, bă, peste tot. Eu cred că și la Super Bowl acolo, undeva, într-un așa, avem un român. Da, sigur că da. Să n-am parte dacă nu. Sigur. Wow, foarte frumos. Este foarte frumos. Tare, nu? Da, este extraordinar. Foarte impresionant, dar nu e real. Adică e făcut pe calculator, adică Nu, e real. E real. Ăla e zoom, adică asta se întâmplă. Da, sunt unii care fac, au camere din astea de super slow motion și care pot, că practic asta e o cameră de aia, ca de microscop, macro. Poți să te duci atât de aproape, da. Wow. Doar că în același timp tragi și cu zoom. Uite, chiar așa se cheamă, macro satisfying. Macro satisfying, sau cum se cheamă. Tu când îți iei o cameră? Cât costă o cameră de asta? E mult. Și nu, la camerele astea problema e că ai nevoie de foarte multă lumină. Când asta e, nu știu, se trage la 2000 sau 4000 de frame-uri pe secundă. Adică noi acum tragem în 25. Uh-huh. Da. Trăgând în multe frame-uri ai nevoie de foarte multă lumină. Da. Că sunt întunecate. ये कर दिए भाई साहब और यहां कटिए इसका
De acum, la ce s-or, de ce s-or fi luat? La ce s-or fi luat? Nu ți-e foame? Bă, vrei să știi ceva? Aș lua mâncață și. Aș lua. Eu sunt fan mâncare indiană, îmi place foarte mult. Bă, mâncare tu nu vezi cum arată, bă? Zici că blătura de porci arată mai bine. Bă, și oamenii aia mănâncă, adică... Păi da, bă, de... bă, ei au alte stomacuri, bă! Uite un pic, ești nebun la cap, ei au alte stomacuri. Da, nu, aia e lătură de porci, să mă ce prea, deci nu ce e acolo. Aș bă, vrea să știu ce e acolo, asta e interesant. Ce să fie, uite cum iese, cum băltește uleiul ăla, cum iese acolo. A, bine, acum și noi suntem nebuni, zici că suntem la MasterChef. La, mă rog, da, arată rău și cum îi găti, cum ia, pagă mâna în gură, pune acolo, hai, asta bă, da, într-adevăr. E da, ceva. În Cambodgia când am fost, o să vedeți în Aventura Strigați, ura. Erau niște chestii pe care vrem să cercăm. Nu, asta nu e pentru voi. Păi zic de ce? Că voi aveți altfel, altfel stomacul. Adică ne ziceau oamenii din prima. Dar nici măcar n-ai luat nu. De degetul așa să vezi cum e. Deci nu păreau inofensivi, adică de la șobolani, când mâncați la aia, ăia erau mai nasoi. Dar șobolanii ne-au lăsat. Nu, nu, vrei, a, de șobolan v-a lăsat să mâncați, da. Dar ce nu v-a lăsat să mâncați? Niște... pui. Nu, niște creveți. Întinși la soare. La uscat, la... Pur și simplu a luat crevetele și l-a lăsat la soare, da. Și pe ăla n-ai avut voie să-l mănânci, dar șobolan n-ai avut voie să-l mănânci. What the fuck? Da. Dar ce au creveții aia? Blană, nu, ce că zicea că, nu, că stomacul nostru nu-i pregătit pentru asta. Că ei mănâncă, dar noi nu. Ah, ok, mai bine decât să faci voi istorie de aia pe acolo. Super, și șobolanul cum a fost? O să vedeți în Aventura Strigațiura. Ok. Rămâneți aproape. Ți-i pot să arăt. How is it that you go about defining good and evil? Wow. Wow. Este... I'm only using what the gods gave me. E impresionant, boss. I want you to kill one more. E impresionant. Prost la cap. Wow, deci chiar sper că persoana asta chiar câștigă extrem de mulți bani în treaba asta. Eu cred că da, ești nebun. După, cred că a făcut-o în două săptămâni, ești nebun, filmările astea. Da, cred că mai mult. Adică ar fi o onoare din partea mea ca actor să fiu machiat de cineva care e atât de bun, de talentat. Extraordinar. God damn it, îți dai seama cât a stat să pună fiecare... A, nu cred că o pus bucată cu bucată, cred că bucăți întregi. Nu cred că o pus. A, da, sunt aplicate, așa, aplicat, dar oricum. Da. Nu contează, bă, ești nebun. Ăla e machiaj, ăsta cred că e machiaj de 6-7 ore. Adică, minim. Îți seama, dacă ai un personaj de ăsta pe care trebuie să se machiază în două ore jumate. Când trebuie să pleci undeva, când ai un machiaj, mai e așa. Da, aici ești nebun. Adică dacă ești, dacă joci într-un film și ai un personaj, uite, dacă vii la 3 dimineața. Trebuie să fii cu 7 ore înainte. Normal, de filmat. Înainte de toți colegii tăi, trebuie să fii cu 7 ore înainte. Normal. Efectiv. Sometimes I like to turn on movies that are in Spanish and then my kids look at me all confused and wonder why they can't understand it and I say, well, I don't know why, but you're probably just tired and you need to take a nap and then when they wake up from their nap, I take the same movie and put it in English and they think that they're all better. Ce bună e asta, bă. Ce bună e asta, bă. Bă, ce bună e asta, bă. Inventiv? Da, 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 e bună ca farsă. Bună, ia. Foarte bună. Ah, că vorbeam de balene episoadele trecute. Swallowed by a whale. Și yeah. nu sunt ofensivi. Ia uite. L-a luat pe băiat. Oh, shit. Uite-l pe ăla pe sub acolo. Lasă căcase pe el. Oulu, mâncați-și. Mai deodată. Deci e un om, da? Care... Da, dă-i. Te-a să uitau așa. O zi pe... Coaie, ce faci? Tu-ți dai seama ăla din față, care... Îl las eu. Uite, ăla pe sub acolo s-a căcat pe el. Ia uite, coaie, dă-te. E rău. Mamă, ce faci? Adică... E nu, cred că poți să ieși. Poți? Adică, nu știu, că aia se duce la fund. Adică, ce faci? Te-a mâncat, te-a duce la fund. Ce faci? Te pup. Te omoară. Bă, la asta nu m-am gândit, ești plăcut. Te sufocă, rămâi fără aer. Firea dracu de balenă. Da, oribil. Da, și înăuntru ea. Horror. Dar
Că n-ai un cuțit cu tine să o tai? Horror, da, exact, trebuie să ai cuțit. Fă, leu, nu m-am gândit la asta, mamă. Rău. Ha, bine. O farsă. Foarte bine. Bravo. Foarte bine. Extraordinar. De câte ori ai fi căzut, asta mă întreb. Cred că da. A, ce tare e asta. Dă, asta cred. N-am postat-o, dar am salvat-o eu special. Dă-i. American. Oh my god, I'm like so excited to be back. You have no idea. I am very happy because I will see all of my Australian friends, and I'm like literally so excited. But like the hardest part about being on here, it is like it can be a little bit distracting because there's a music Russian right now. And honestly, like when I see people, I'm like, you know, stop bothering Spanish me because really my social battery it runs out of time very quickly. But honestly, because it's very close to home, I am really not like picky about. Thinking about anything, but I think I'll manage. And quite frankly, Serbian, I think that I just love it here. You know, when I'm in Belgrade, I actually Indian. It's like that is like a little bit hectic, you know, because like all of these people, all of these different personalities. Turkish. I like it. Yeah, yani çok çok nice geliyor. Italian. And honestly, I am very excited about all of this. And thank you for watching. Wow, bă, ce tare, da, bă. Îmi plac astea cu accentele. Bă, ce, da, ce greu e, bă. Da, tu dai seama că trebuie să studiezi? Da, da, da. Trebuie să stai, să mă, extraordinar. Mi-a spart fața când am mișto că trecea dintr-una într-alta foarte ușor, așa. Cu da, 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 foarte, foarte tare. Bravo, fată. Sunt șofer pe camion. Eu conduc, eu sunt patron. De cheful meu, de unde a venit asta, bă, bă. Bă, dacă mă așteptam, bă. Bă, nu m-am așteptat niciodată. Bă, nu m-am așteptat niciodată, bă, bă, extraordinar. Aolo. Eu prima oară zic, ce-i asta, mă, boss? Care ești pârla? Sunt șofer de camion. Bă. Aolo. Aolo. Noroc cu cozorocul ăla. Vezi ce înseamnă un cozoroc pus cum trebuie? Un cozoroc bun. Bun. Ce înseamnă un cozoroc bun? Mamă, spai de... Dar ce reclamă vrei mai bună de atât la, la șapcă? La șapcă. Nu, la pânză. A, la șapcă, da. O șapcă, tată, le facem de... De nu... Bă, ești prost, wow, mamă. God damn. Ia. Mamă. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce-ai făcut? Cred că vorbeam cu el. Să trăiți. Că pare că efectiv începe să vorbească. Pare că efectiv zice: ce faci cu ei? Ce faci cu ei? Ce faci, dragă? S-a trezit? Dă și tu o țigară. Bă, ce bine că nu suntem noi atât de crazy așa. Să stăm prin natură. Dar îți dai seama să fii gen spart? Ai, se trezește cu ăla. Doamne, ești nebun la cap. Cine face așa, ursul sau omul? Omul. Doamne, maica domnului. Dar ce e asta, bă? Ăla cred că e... Ce? Ăsta cred că e... Cum dracul cheamă? E un cântăreț. De la... E solistul de la Slaughter to Prevail. Nu? O secundă, că sunt foarte curios de ceva. Vreau să, yeah, să văd dacă el e. Mamă, dă-i un pic pe, când îi se vede fața lui la final acolo. Mai. Cum îl cheamă? Alex, aici. Alex, nu mai știu cum. Slaughter. Mamă, busule. To Prevail. Și pe el îl cheamă Alex Terrible. Da, mă, el. Stai așa. Alex Terrible. Mamă, bossule, ești nebun la cap.
So what are you supposed to do if an alligator is trying to attack and bite underwater? Well, the first thing you want to do is stay calm. As you can see me doing right now, you stay absolutely calm. You grab him under the jaw. Uite, mă, and vezi? Then you tell him, no. That's no. A bad alligator. Bad. No. Nu mușca. No biting. You be good. Exact. Right? You be a good boy. We'll get you a nice chihuahua, okay? No, really, guys. And some serious safety advice here. Never find yourself in this position in the first place. Only swim in designated swimming areas. Never enter the water in gator country. Just be safe out there, guys. Now, of course, you're going to ask, yeah, but what if I am? What am I supposed to do? Well, probably you're gonna get killed. I know I'm being totally serious here, guys. Chance survival is pretty darn low, but there are some things you can do to help increase your chance of survival. But these are things that take a lot of skill and experience and often years of training to be able to pull off. But you're probably thinking, yeah, but what are they? Well, there's a couple different things. Like grabbing him under the jaw is not a joke. That really does help, but it's not like a trick. Like you grab him under the jaw, he's gonna shake. He can shake loose and grab your arm. I've had some friends actually get their arm ripped off like that. So it's not like a fix-all. But if you guys want to hear more about it, check it out on my YouTube channel. Oh, I go into great detail on what you should do. No, nu vreau să aud mai mult. Uite, știu, e o mașinărie de ucis, efectiv. Este compus și făcut ca să ucidă, tată. Totul duce spre asta. Bă, să nu uit, să-i arăt și lui aia din aventura cu ăștia și cu șobolanii. Este superb. Da. Într-adevăr, superb. Este superb. Bă, și cred frumos. Că e o experiență să te bași cu el acolo, cred eu. Dar cumva, nici el nu-i sigur că ăștia nu prea... Trăiesc mult. Nu, ei nu trăiesc. Nu, da, și aligatorii ăștia nu prea... Păi da, nu prea știu mult. Și nici nu prea pot învăța multe. Da. Deci dacă ridici greutatea, primești 100 de lei, te bagi? Mă bag, frate. Hai să te văd. Mamă, să moară familia mea, câte filmulețe avem azi. Mamă, să moară familia mea, câte filmulețe au fost azi. Ca să vedeți că n-are nicio legătură bătaia cu ridicatul de greutăți. Da. Și cât îi dădeau, 1000 de lei? Da, mă rog, mai puțin contează. Important e reacția asta dintre cu... Mamă, cât de greu e, mă, că mi-ai portat de până unde cai. Da. Aur, geniu, efectiv geniu. Să facem un control, să vedem dacă găsește ceva. Ea are probleme cu ochii. Închide ochii când se uită la soare. Bă, da. Noi, băi, ciudați. Noi suntem ciudați. Și eu închid ochii când dorm. Asta poate să fie o problemă. Da, bă. Când clipesc. Dar poate eu fi zis, când la mine te poți uita, dar la soare, ba. Zic, cum adică închide ochii când se uită la soare? Dar și fata aia n-avea nicio reacție. Adică zicea, bă, da, e adevărat, chiar închid ochii. Chiar am chiar e grav. Să mă duc să mă controlez. Eu sunt curios doctorul când s-o duc la domn doctor. Am o situație cu fata mică. Da, spuneți. Are problemă cu ochii. Păi ce vă doare? Păi când mă uit la soare, închid ochii. Ok, păi trebuie să vă prescriem. Nu vă mai uitați la soare. Să nu mai închideți ochii. Da, beți apă. Da. Sau puneți-vă mască de sudor. Mine cheamă Emma. Care e problema? Răfățata Emma. Cheamă Maria. Maria, s-a terminat șmecheria. La Maria... Rania din Spania. Rania din Spania. Rain. Ce din fin? Rain. S-a terminat șmecheria. Rain, să știi că nu mi-a plăcut deloc de tine, viața mea. Nu te supăra pe mine că ți-o zic, dar le-ai stricat surba la colegele tale, le-ai stricat TikTok cu adevărat. Că n-a intrat bine pe metrica aia acolo, n-a intrat bine pe timp. Trebuia să repetați, să mai faceți o dată, nu să vă bateți așa și o faceți în bătaie de joc. Adevărat. Ne bate în joc de meseria de ursitoare. Păi Rani a venit din Spania și tu ai venit din fundul curții și tot ai întârziat. Ce făceai? N-ai terminat chistocul de fumat? Urât. Foarte urât. Eu mai am urât pe astea cu ursitoarele, că îmi place foarte mult ursitoarele. Abia știu să mă cheme ăștia pe la boteze, pe la astea. Când plec de acasă, mă gândesc direct la ursitoare. Că, da, când o vezi pe ursitoare ca Rania din Spania, adevărat, mi-a dat foc direct. Mi-a crescut pulsul mai ceva că atunci când îmi sună bro alertul la telefon. Rania din Spania, ești tu și că te-ai strântit non-stop viața mea.
Mintea mea în gândul tău, să vii și pe la mine să mă urzești. Bă, este extraordinar personajul ăsta, bă. Să fie este 1 la 1. Cu cine? Cu oricine? Cu ăia. De ce nu-i faci un cont? Să fie pe... Cine știe? O să-i fac. O să-și facă, mă rog. Cine știe? Eleneș. Ok. Da, să fie pe Rania din Spania. Da, e fiert pe Rania. I am not a king, I am not a god, I am... Gura gambare, gambare. Să să rămână mult. Când l-o drăgulim, nu, n-are, când el când n-are ce să zică, e fiert. Fiert. Când zice, când are trei cuvinte în vocabular, da, e fiert. Înseamnă că e ceva acolo chiar... Mai mult gândește decât vorbește. Și nu poți să zic. Da, gândesc, adică la momentul în care nu poți să zic ce da, gândesc. Da, da. Uite pe prietena noastră. Da, să rămână. Come here, boy. See, this is the scary little one. And this one's wearing cat ears. Hey, you wearing cat ears? Who put those on you? Nu mai pare bestie acum. Are you suffering? Nu mai pare, mă rog. Nu mai pare bestie. Da, cu urechiușele alea. Cu urechiușele alea nu mai. Ai văzut băiatul ăla nemamă, băiatul ăla negru când a venit. Deci are doi. Noi data trecută am văzut-o doar cu ăla. Da, da, are doi. Da. Dar sunt demoni, efectiv. Da, așa bă, i-a luat demoni mari, toți. Garguri. Și eu cred că ea doarme cu ei în pat. Da, normal, normal. Între ei, gen... Da. Că să nu pătrundă nimic acolo, să da. Nu vină să... Te omoară cu aia, te omoară, efectiv. Tu îți dai seama că n-ai din cum, casa aia. Efectiv n-ai cum să stai cu ea în casă. Adică no. Tu fiind bărbat venind de acolo, n-ai cum să stai de ăștia no. Doi. Că fac așa, auzi așa la ușă. Hai, nu. Și băieți? Ești băieți parcă, nu? Dacă și băieți, ai belit. Da. Hai, cu cuvintele tale. Cu cuvintele tale. Da, e bine. Mă enervează că parcă mergi așa. Exagerat. Fonfeuri. Exagerează mersul. Că mă, normal nu mergi așa pe stradă. Da. Bine, gata. Închide-o dracu. Închide-o dracu că mor. Da, știi, este super. Da, e super. Adică prefer fetele care făceau cosplay-uri. Adică le prefer pe ele. Da. Adevărat, da. Da. Mă, da. Vede ce țigară e asta, mă, cavă. Că nu știu ce țigară. Asta e motelă nouă. Stai că te bate soarele. Asta e motelă nouă, opere. Mă, vede ce țigară e asta, mă, ca sos. E blu, e soprani, e. E blu, e soprani, e. Cine ți-a dat o... E de la fratele meu. Uite cum o cheamă. De la Madalin. De la Madalin. Nu e sopranie. Hai de pup. Ci că ai uitat cum mă cheamă, n-a știut niciodată. Postule, stai liniștit, ai văzut, deci, ai întrebat de el. Deci a ieșit. A ieșit, mă, a ieșit, dar numai că n-a prea scos nimic avara asta. N-a fost activ pe rețele așa cum era. Da, să-l vedem un pic, mă auzi. E blu, e sobranie. Fii atent, ai văzut ce ai curea Adidas are? Adidas are, de-aia original sau. Adi color. Da. Adi color. Are mari haz ăsta. Are mare. Da, e sănătos psihic. E. Habar n-am, nu știu dacă e sănătos psihic, nu știu ce să zic, habar n-am. Mă rog, nu contează. Da, deci a revenit pe la noi. A revenit pe player, da, a revenit în forță. Ieri m-am dus până la librărie și mi-am cumpărat un dicționar. Și ce-am făcut? M-am zis cuvintele cu I, am găsit cuvântul imposibil și le-am decupat în dicționarul meu! Nu există cuvântul imposibil! Poți face absolut orice îți propui! Du-te în pula mea la sală! Nu mai pot să mă duc la sală, nu mai pot să mă duc și la sală, că mor.
Iartă-mă, iartă-mă, șefule, nu mai pot. Știi cum mă simt când îl văd pe asta? Exact când sunt picul meu la sală, când fac cardio sau ceva, din bate inima, din nu mai știu ce-i cu viața mea, când mă uit la asta, asta se întâmplă. Da, așa mă simt eu pe pre-workout. Da, fix așa, da. E fix așa, simt că îmi... Dar el așa vorbește, ăsta e personaj pe care și l-o construi pe online, probabil, nu? Cred că e personajul ăsta care ironizează tot felul de ăștia motivaționali, de ăștia care încearcă să te... Ok. Să te împingă, să mergi la sală, să-ți depășești limitele, să fii mai bun decât ieri, să fii o versiune mai bună a ta. O să... decupa cuvântul imposibil din Dex. Extraordinar. Da, e foarte bună treaba asta. Da. Bravo. Dă-i. Bravo! Oh, săracu. Bă, dar ăla-i pui de ce? De papagal? Dracu, știi, numai papagal nu e ăla să faci prea. Uite, ăsta e ăla. Uite, papagalul ăsta s-a luat de băiatul, după băiatul dinainte, s-a dus la sală. Da. I-a căzut penele și acum are de asta. Nici papagalii nu mai sunt, ce au fost după pandemia asta. Nu mă, poate vreo rasă prea... de asta. Poate cum sunt mâțile alea chele, sfinci. Îți plac sfinci? Cu... Nu pot să spun că mă dau în vânt. Adică... Cu Theo Rose vorbeam. Și are iar o mâță de asta cheală. Și am zis, bă, ce pocitane-i de... Da, nu. E urâtă și zic... Și ea zice, nu, că iubitoare, că nu știi că el e neavând în blană, să-l lipesc de tine așa și e foarte drăguț să zic. Da, dimineața, când vine mâța aia și... Să te trezești. Da, mă, nu, e oribil. Și nu neapărat dimineața, dar noaptea. Că dacă te trezești cu diavolul ăla lângă tine... Da, că noaptea cred că are... Creatura aia, leșilucez ochii, adică nu cred că e neapărat o imagine ok, adică și tu trebuie să fii puțin pognit, să-ți placă să ai... Nu, ia o lua mâța aia pe copilul cu părul, cu alea, cu ceva. Da, dar nu vă mai drogați animalele, că așa ajung, uite, vezi? Primul papagal dependent de heroină, a ajuns pe metadonă, de la Obregea, papagalul Obregea. Da, ia să dă și mie, bossule, dă și mie, bossule. Cred că chiar sta bine cu un spike în partea de top. După cum vedeți, bretonul pe frunte nu prea îl avantajează. Are fruntea destul de îngustă. Bă, zici că e om. Și stylingul cel mai potrivit ar fi cu bretonul. Știi cine ți-am asta? Cu ăla din, cum îl cheamă, bă? Șobolanul ăla din Țestoasele Ninja. Ah, ok, da, maestrul lor. Maestru... Cum îl cheamă? Ăla, șob... Nu știu, cu Splinter. Da. Ce drăguț. Dar ești foarte expresiv, că ai văzut cum, da, să cum urmărea camera. Ai văzut al dracu cum urmărea camera. Da. Dar cred că asta îl ironizează pe băiatul ăla care tunde. Ah, god damn. Cum îl cheamă, mă, pe băiatul ăla care tunde, care face fix cu... Cum? Așa, Virgil the Barber. Ah. Ai, că ăla face așa și cu... melodia aia de fundal, tot așa, specifică, okay. Lui, știi? Ah, ok. Bă, lume bună! Vine cu popsaliștea, mă, afară! Sar pentru la chem? Sar pentru la chem? Cu popsaliștea, ce e aia, mă? Ia zi, mă, cum e aia cu popsaliștea? Bine, menire. Venire! Mamă, săracul de el, deci nu, ăsta n-a evoluat deloc, să mor, deci îl știu pe ăsta de mic, de când era mic îl știu. A, da? De l-am și făcut personaj pe ăsta, ăsta e ăla cu bănul norocicilor, hai să vă zic, eu sunt prea frumos, sunt prea așa, nu știu. Și voi dați toate comenturile alea nașoale, bănul norocicilor, ăsta e, okay. Și a crescut. Da, mă rog, a crescut doar fizic. Pare că pe abecedar n-a pus mâna să mă arăți. Acopocalipsa, ce aia, vin venirea. Mamă, mâncați aia și gura ta, da. Uite ce lumină are în ochi. Ce lumină are în ochi. E lumină, mă, e Dumnezeu pe pământ, mă, tată. N-are niciun fel de vină că s-a încurcat, că nu știu ce. Băi, eu dacă aș face asta public, aș zice apocalipsa, bă, mi-ar fi o rușine, aș zice, nu, stop, gata, mă duc acasă. Păi da, trebuie să-și dai seama. Da, păi asta zic. Omul nu-și dă seama aici, tu dai seama când chiar o să vină apocalipsa asta? Că omul ăsta e... El nu o să înțeleagă nimic? Probabil. Ionuț! Băi! Aude, mă, faci, mă aude lumea de încolo.
Ion! Ce voce de radio, maestre! Ionut! Ești la poartă cu o țigare! Cumva ne-am modernizat, dar am rămas tot acolo. Dar el stai un pic. El țipa în telefon crezând că vorbești cu Ionut? Probabil că îi trimitea un mesaj vocal sau un mesaj Ionut! Video. Dar vezi, acum nu se mai țipă la poartă, se țipă pe WhatsApp, bă. Să țipă, îi dai direct mesaj vocal, da, de bă, la băiat. Poartă. Ionut! Incredibil, bă. Bă, dar eu știi ce-s curios? Ăștia care... Ăsta nu face live. Ăștia care fac live-uri de la țară sau care fac de-astea, tap-tapuri, așa. Cine învață pe ei cum să-și scoată banii? Dar cum nu cred cineva? Că învață nimeni. Ba eu da, nu cred că oamenii aia monetizează. Ba adică da, nu știu cum să monetizeze. Ei, nu. 100%. Eu cred că ei, ca atunci când eram noi mici, aveai unul în cartier care știa să schimbi Windows. Da, care, făcea, care avea Nero. Da. Bă, da, bă, Nero, bă, Nero, CD burner ăla, bă. Da, bă, extraordinar, am uitat din Nero. Exact, cred că e unul în cartier. I-auzi, vezi că știi ăla de acolo, ai du-te, da, dai 10% la banii, da. Și scoate la banii. Și prin Western. Da, e un copil, îți dai seama, e un puștan. Bă, băiatule, bă, mai da. Fâșneț, mai descurcăret. Ia. Yeah. Asta e la noi, nu? Asta are, e la noi. Pe Național Arena. Ce nenorocit. A făcut așa, mă, că a făcut așa, mă, băie. Eu cu siguranță, eu cred că o să mă întâlnesc la un moment dat cu băiatul ăsta. Că mă, da. Bă, bă, iată. A făcut ceea ce am fi făcut toți. Acum ce vrei? Când te pregătești să vezi un meci prost de fotbal, că na, era la meciul național al României, unul dintre meciurile naționale. Okay. Oricum, meciul prost. Deci, na, te pregătești, tu te uiți la... Ce și aici oricum nu era în direct sau ceva. Era nu, într-o pauză. La filmată, la Bagabond fiind... Hai că sper să mai aibă job-ul după toată treaba, da, asta. Hai că sper să nu-l dea afară. Dar n-are voi? Dacă are zoom-ul necesar? Că, dar dacă asta era la televizor, dacă se dădea în direct la televizor, ce treaba asta da. Să streamuie. Atunci, da. Atunci da, cred că rămânea fără job. Așa? Ce să și faci, bă, când ai o armă ca asta, un zoom ca ăla, ce da. Să și faci? Hai să nu... Nu degeaba camera aia vă 3-400 de mii. Da, exact, adică, dai un ban, dar... Stai în spate. Vezi un bas. Ia. Vape? No, chihuahua. Miki, Miki, where are you? Miki, come here. Miki, it's you. Yes. Bă, dar ce are dracii aia pe el, mă? Ce are, mă, dar are dracii? Da, mă, așa e el, mă, na, așa, uite. Okay. Așa era. Păi așa era, păi așa era asta. Say... asta. Okay, da, Hazu, Hazu, el, nu scâine. Niki. Oh, Niki. Asta mai văzut. Niki, I know you love eu, me. I know compilație. That I love you too, my little love. Uite că stă la mânghiat. Și ăștia stau la mânghiat, nu fac urât. Uite, satana. Na, uite, uite. Satana. Extraordinar. Extraordinar Nicky ăsta. Nicky. Tu ai cunoscut chihuahua de ăștia? Nu. Eu am cunoscut. N-am. Mi-ar fi plăcut să cunosc, dar nu. Nu, n-am ceva avut rău. Ocazie. Ei drăguți dacă stau cu mine. Că na, e un animal drăguț. Dacă stau cu minți, da, dacă pe lângă că nici nu ești foarte arătos. Râzi eu să o cheie așa din cap. Mai ieșa dracu. Și au chestia asta, sunt par bolnavi mental, adică efectiv stau... Fac deodată așa, mea e mult. Morților. Oh,
vezi că îmi place. Ce asta, Cenaclu Flacăra cu Dorf. Poate. Dacă acum albă ca zăpada cu cei 7 pitici nu se mai face, da, stai, cu pitici. Deci, ei-s pitici. Da, sunt Dorf, da. Și acum, da, dacă albă ca zăpada, asta e melodie de jale și de e doină. Da, nu ce se mai face albă ca zăpada cu pitici. Sunt foarte expresivi. Foarte expresivi. Da, și sunt și sexy. Uite, ăla de acolo din dreapta chiar e morfetele după ele, ești nebun la cap. Uha! 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 E bună piesa, ești nebun la cap. Da, îmi place. Hai, este imnul nostru. Vrei să o chem pe nevastă ta? Cu parcarea mare? Da, te rog. Bine, vine acum. Dar vezi că e foarte mofturoasă. Ai grijă cu ea. E foarte materialistă. Iubirea vieții mele, te pup, nebunul meu, ce faci? Vali, a venit Vali! Vali, te pup, vină cu asta, spun punctul. Pac. Te pup, Vali! Scuze, Alex, n-am vrut. Să zic așa, că pup altcineva în afară de tine. Bă, again... Nu știu, de obicei, în mod normal, stai așa să-mi adun gândurile, să-mi adun punctele. Și lumea dă bani acum, doamne. Da, nu știu, în mod normal... Bolnav la minte, exact, aș fi spus că este vina oamenilor că fac asta și că se uită la asta și că încurajează asta, dar acum este both ways, adică... Bă, dacă voi n-ați dat bani... Oamenii ăștia n-ar face treaba asta. Da, adică este umilitor, adică... îl puneți și pe ăla într-o poziție, adică nu știu cum dracu mai ești pe stradă după ce ai făcut asta, adică după ce te-ai pus în poziția asta, în jur, adică dacă o să cauți la un dicționar cuvântul umilitor, adică pe bune, găsești ceva în sensul ăsta, genant. Adică da, este absolut toată... jenant și degradant. Dar problema, ți-am zis, eu cred că problema nu e la ei, că nebune au fost și... Oameni care sunt dispuși să facă lucruri înjositoare vor fi mereu. Problema e că eu cred că e la oameni. Aia care dau bani, pentru că tu plătind așa ceva, un trandafir sau cu ce dracu își dă el, pentru ce își pune el alea pe față, tu încurajezi genul ăsta de comportament. Da, și genul ăsta de comportament se poate răsfrânge asupra multor oameni, pentru că ăștia care-s mai slabi sau care nu-s pricepuți la, sau care-s mai leneși, să o zicem pe aia așa, o zic, păi pot să fac și eu bani din asta? Ești prost la cap, nu fac nimic. Da, dar numai că trebuie să conștientizeze că ăsta e un val care o să dureze 2, 3, 4 luni, hai jumătate 100%. Și după care o să-ți fie foarte greu să mai ieși societate având această arhivă. 48.800 de like-uri. Doamne, maica Domnului, ferească Dumnezeu. Cât de mult, cât de inadecvat cu tine însuți trebuie să fii astfel încât să faci asta efectiv. O să-ți faci asta efectiv, omule. Bă, dar Mike, tatai, tu ce zic, bă, despre asta? Nu știu, prietenii tăi. Pentru câți bani, adică câți bani poți să câștigi ca să-ți faci asta pe bune? Doamne, maica Domnului. Câți bani poți să câștigi ca să-ți faci asta, să ajungi să-ți faci asta, că pe bune, coai, dă-i, pe bune. Dă-i, că nu mă iau, mă... Foale. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Vă aștept în sesiunea mea live de NPC, mâine, începând cu orele 20, pentru cel mai NPC? Amuzant NPC din România. Ce trandafir mirositor, ce trandafir mirositor, ce trandafir mirositor. Pantera, eu mi-s înghețata, 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 înghețata. Cireșe direct din copac, înghețata, înghețata, înghețata. Bă, ce-i asta, bă? Ce trandafir mirositor, ce trandafir mirositor, înghețata, înghețata. Inima de foc, stai mă până la capăt, înghețata, 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 înghețata. Ce trandafir mirositor, voi vreți să vă groșu-n gât, voi vreți să vă groșu-n gât, înghețata, înghețata. Bă, dar nu pot, bă! Înghețata, înghețata, înghețata. Doamne, maica Domnului. Aici să te chinuiști tu ca mine. Înghețata, înghețata, înghețata.
stați. Mami, mami, ce făceai când erai tânără? Păi ce să facă mamica când era tânără? Cerșea și mamica pe internet, că da, era grea viața, ce să și faci? Mamă, mamă, s-a stricat TikTok-ul, că ăsta e momentul care s-a stricat TikTok-ul, gata. Până acum a fost bine, a fost pistol cu apă, sunteți nebun la cap, dar gata, hai, pe următoarea aplicație, că asta e praf, ăsta e semnul, sunteți nebun la cap. Ori s-a stricat TikTok, ori vine sfârșitul la lume, adevărat, mai vine o pandemie, da, adevărat că nu se poate așa ceva. Haide mă, lăsați-mă, mă, face-mă cu Ștefan Ghei, vă face din toate pozițiile, un talent aveți. Nu mai știți ce să mai faceți, să faceți bani fără să munciți. Asta e așa, mă, vorule, asta e, vreo. Asta e așa. Nu, nu și tu. Ce trandafir mirositor. Nu, ce trandafir mirositor. Nu, nu și tu. Nu, se tare. Te spar cu bătaia. Te spar. Wow, ce bilet câștigător. Wow, ce bilet câștigător. Am pierdut la păcănele. Am pierdut la păcănele. Wow, ce bilet câștigător. Vine garda. Vine garda. Am tăiat 5 pușcării. Am tăiat 5 pușcării. Am tăiat 5 pușcării. Wow, bossul meu. Wow, bossul meu. Te spar cu bătaia. Te spar cu bătaia. Wow, ce bilet câștigător. Mamă, să mă. Mie mi-e foame, băie, bulangiule, stai și-mi comentezi mie pe live. Dă-mă drumul de aici dacă nu-ți convine, bă, tată, că vezi că eu fac asta de Caterinca cu TikTok-ul. Ești nebun la cap că mă știe tot București, drept mare șmecher și plus internațional, nu mai zic. Dă-i drumul, slăbuț, să te bate de aici, am. Haide, mă, donez. S-a dus și șetarul fix. S-a dus, nici șetarul numai aici a fost. Bă, fix, bă. Deci bă, stai. Astea sunt NPC-uri, așa se numesc ele. Înseamnă non-player character. Vine din lumea jocurilor, din lumea gamingului. Okay. Și non-player character sunt practic ăia, figurația specială, da. Tu ești personajul principal, tu da. Controlezi personajul. Dar sunt ăilalți controlați de calculator cumva. Așa. Și cumva termenul ăsta a ieșit din zona gamingului și se adresează cumva persoanelor care cumva nu au personalitatea lor și mereu sunt conduși de alții. Okay. Și se zice că ești NPC. Și acum am ajuns și în zona TikTok-ului, în care ăștia practic imită un personaj de la... Dar ei când zic cuvintele alea, zic în funcție de donație. Exact, în funcție de donație. Fiecare NPC de asta? Nu, nu, nu. Premiu? Fiecare expresie de genul ăla corespunde unui tip de donație. Adică dacă îți dă o înghețată, care nu știu cât dracu face, așa. Baza e că e, faci, ce înghețată, căcat, ce zice aia acolo, habar n-am. Slay, gang, 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 yes, 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 gang, 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 grab, 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 yes, 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 BD, Galaxy, I got your name, well, a lot of gift for you, fire, yes, strong woman, oh, thank you, baby, I love you, I love you, $70 Gang, 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 pop, amazing. Yes, yes, yes. Oh, thank you, baby. You got me feeling like a queen. Oh, daddy, daddy, you got me the car I wanted. Yes, this is my car now. Oh, firework. What a beautiful day for you and me. Yes, yes, yes. Meow. Doamne, măi. Ideea e că fata asta și sunt ăștia din state. Uite, care fac 8 ore. Adică 7.000 de parai de ăștia. 7000 de parai de parai TikTok de TikTok parais. Da, TikTok parais. E că-i... mașina aia. Și cât e un parai de ăla? Nu știu acum, dar ideea este că oricum fac 8 ore, adică 8 în ore continuu. Fac asta, adică tu închipuiesc că ai cedat la 30 de secunde, 20 de secunde de asta, dar fata asta face așa. Doamne, 8 ore. Yeah, points, 7000 ore, points. O zi de muncă, înțelegi? TikTok. Ia vezi worth. Ce 7000 points TikTok worth. 74 de dolari. Bun, $74 face. Da, gândește-te că unde aia o gheghe, 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 aia e un cent. Adică gândește-te că trebuie să faci gheghe, 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 ca să faci un ban pe ban. Și așa, adică nu e muncă sisifică. Doamne, bă, e ceva rău, bostule. O luat o razna, e ceva rău, bostule. Ceva rău. Ați luat o razna, bă.
Du-te, Doamne iartă. Da, eu chiar de asta încerc să fiu cât se poate de ancorat în lumea asta și să nu pierd legătura, tocmai că atunci când, cine știe, voi avea un copil sau așa, să n-ajung să zic, bă, sunteți vai morții voștri, adică încerc să, păi, să înțeleg cum dracu s-a ajuns aici, dar nu înțeleg, deja da, mi se pare o fractură. Nu te ajut cu nimic, dacă eu înțeleg dileala oamenilor și înțeleg că pot porni anumite trenduri sau anumite chestii dintr-o nimereală, dintr-o joacă, dintr-o de-asta. Dar să că... copilul meu să facă de-astea, ghe, 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 înghețata, înghe sau ce mai face fata aia? Mă rog, ideea este că poate să facă orice, atâta vreme cât știe că mai există și altceva și că... poate să facă o meserie de care să fie mândru cumva, că asta nu cred că e o meserie care, da, mă, care te împlinește. Când ai o meserie, nu faci de astea aici, nebun. Da, cel puțin nu cred că e o meserie care te împlinește în vreun fel sau altă, adică nu cred că te mulțumește, nu cred că ești mulțumit de tine după ce faci 8 ore ghe, 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 adică nu cred că, cred că rămâi cu ceva, mă, mă, rănit, ceva cred că rămâi acolo cu o demnitate rănită, cred că cumva scrijelește așa puțin, zic, nu știu. Cred. Eu, da, cred că ei n-au nicio treabă. Eu zic doar că s-a ajuns într-un timp foarte scurt, foarte departe. Da, bă, băiatul. Foarte departe, de ăștia să colorează pe față, să-și pun puncte pe față. Asta cu punctele, da, n-am să, mai văzut. Să umilesc în ultimul hal, bă, băiatule, și, again, câți bani poți să câștigi, adică... Păi, vezi că dacă faci câteva sute pe seară, păi, ești prost la cap. Adică, sigur... Cred că poți faci bani, dar poți... noi nu încurajăm asta niciodată. Da, nu știu, pot să înțeleg că, na, dacă ai lucra ca și casier, nu ai câștigat banii aia niciodată. Dar parcă toată lumea este acum în alergătura asta după câștiguri extrem de mari și, și ușor de... Da, cât mai facil. Puțin efort. Exact. Foarte facil, efectiv. Da, da. Bă, în fine, treaba voastră. Na, eu n-aș face asta, voi puteți să faceți. E treaba voastră, tată. Treaba voastră cum vă futeți viața. Ce hotel vrei pe Connector? Nu poate, nu e vrem casă. Nu i-a plăcut? Deci e, se pare un băiat care tunde pe acolo prin Craiova și l-a luat, înțelegi? L-a luat de pe stradă și să-i facă o frizură, nu, dar probabil că băiatul ăla l-a frezat cum mi-a plăcut lui, nu cum mi-a plăcut lui Mihai Eminescu. Că l-a făcut Mihai Eminescu să mă acum când ești acum afară, nu te pierd eu să vede lumea de... Ia uite să atunci ghi, arată fetița, arată ele. Bă, frate, mă, frate, mă, frate, mă. Mă, frate, mă, frate, mă. Nu rămâneam în fărna aia acolo, bă, ca... Era el să fie fiert. Nu i-a plăcut, mă, tată. Dar da, tu bă, seama, băiatul ăla care tundea, că a zis, mamă, fii atent ce content fac acum. Le-au pe stradă, pe stradă, da. Și fac content acum, sper șmecher. Și gen, ăsta e ultimul lucru la care te aștept. Da, dar nu l-a tuns rău. Nu l-a arată rău. Nu-i place lui. Nu-i place lui. E șocant pentru el, într-adevăr. Ia, dar și nu-i umblă după aia, nu-i face ceva? Nu-i mai face nimic, pe ăla ești. Păi gata că la... Mă, fraților, ăsta a fost un Ștefan de la Craiova, frate. Ia, vezi că l-a făcut. Că plec, frate, în Dubai, în Dubai, aș vrea să mă fac de la, cum să-mi... Shake? De la... Shake? Nu știu încă, de la, cum să-mi... Dubaian de la, Dubaian. Dubis? Shake. Shake. Shake de la, shake. 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 Nu știu eu să pronunț mâncață. Uite, măcar, dar vezi că ăsta conștientizează că nu știe, da. Și că are cumva oarecare rușine, că nu știe, dar mă rog, ne pleacă valorile. Ne pleacă? Ne pleacă valorile, pleacă și Dubai. Ștefan pleacă la Dubai. E gros, dacă pleacă la Dubai e gros. Păi ce ochelari a pus, mă, cum arată, mă. Mamă, e cremă cu aia, îl ador. Dar și bă, dați mulți în showbiz-ul nostru care arată așa, da. care poartă ochelari genul ăsta și care, da, că n-ai, da. N-ai. Eu aș vrea să s-apuci de cântat. Da, ar fi... Trep! Ar fi ok să s-apuci... Dar avea ce să cânte. Da, a început, domnule, a și cântat, a avut o piesă. Am văzut, da, dar nu, acolo era... Nu, mă, să dea trep, că el ar avea despre ce să vorbească. Da, și ar să-l fi... și vedem la Antol. Nu, la Beach Please. Sau la Beach Please, mă rog. Da, da, oriunde, da, da. Oriunde. Da, ce are? Da, te așteptăm, da. Te așteptăm, Ștefan. Da. Fix ca ale, da. Mă numesc Marian Geras, provin dintr-o familie mai săracă, vreau să... Auzi, dintr-o familie mai săracă? Da, Gio!
Eu stau cu părinții mei aici, din păcate tata nu mai este, mama. Și ce să spun? Da, cum să spun, tata nu mai este, a murit? Nu. Păi da, zici să zici de taxul, ce faci cu taxul, fură, nu fură. Taci. Din păcate mama este puțin la pat pentru că... Nu, futu-ți umilitele, mamă, futu-ți morții. Și ce vrei să spun? Mă cheamă Marian, am 15 ani, vreau să merg la școală, ne-am mutat de la domiciliul care stăteam. Nu mai locuim acolo, sunt în căutare de școală, dacă puteți voi să-mi căutați o școală în Spandau. Momentan nu practic școala pentru că nu mi-am găsit un loc de școală. Momentan nu mi-am găsit de școală pentru că de unde m-am mutat eu în Spandau nu mai este școală și acum mama caută școală pentru mine, dar din păcate mama nu mai poate gen să caute școală pentru că a căzut ieri cu sora mea după role. O să moară toți copiii mei să moară! Bă, ce bun e bă video ăsta! Bă, ce bun e video ăsta, bă, băiatule, bă! Incredibil cum reacționează femeia bă, asta, bă, băiatul. Bă, e bun discheci ăsta, bă, bă. Da, e un trend acum, copiii fac asta. Cerșesc. Cumva, lângă părinții lor, deci cu părinții de față, exagerează tot felul de lucruri. Foarte, cum zicea ăla, că mama e la pat, mama nu mai poate, nu știu ce. Mamă, ce bună e asta, bă, da. Dar bine, acum nu putem să nu trecem așa... Adică nu putem să nu spunem faptul că îi ia morții copilului ei. Adică și asta e de observat. Da, ce vrei, bă? Nu na, pot să nu ce observ. Vrei, ce vrei, n-ai? Ce să... Toți luminile! Futu-ți morții tăi? What the fuck? Să-i juri da, copilul așa, da, futu-ți ce... morții tăi? Mă rog, tăi. Tăi. Așa, mă rog, tăi. Nu, ce putere are satana pe pământ? Uitați-vă, măcar și ne-a văzut. Uite, satana, e putere mare, uitați. Uitați, diavolul, conduce lumea. Nu mai puneți preț. Nu mai trebuie bani. A, gata, acum am nu văzut. Nu mai puneți preț pe bani. Uite ce putere are satana. Na. Doamne, miliește, nu știu de ne putere și călăuzește în inimile și la copii noștri. Vezi? Da, Doamne. Uite, ochi, gură, nas, da chiar, orne. Bă. Acum ai gata, drăgulii nu mai doarme. Dar nu, dar nici nu mai pun mâna pe euro. De altfel... Dacă o să zică cineva, dacă o să zică cineva că vrea să... Uite, eu am 200 de euro, 50, cât să știu? Nu, 50, niciun 50. Caz. Deci nu? Nu, doar în lire. În cu lire, Regina? Da, în lire, în dest. Ei... Vezi că ești obraznic. Iar mi-ai dat de treabă la cenzură. Dar nu mă, stai puțin. Nu e moneda Botsoanei? Da. Păi bă, asta zic. Da, și ești o localitate în Croația. Păi asta zic. Păi da, bă, dar la noi în țară înseamnă altceva. Păi da, da, în contextul ăsta înseamnă altceva. Bă, nu vrem, deci... Deci de aici am noi, lucrez doar noi în nu vrem să cenzurăm, dar suntem nevoiți să facem treaba asta din mai multe motive. Aie. Da, pentru că să uită copiii la noi, pentru că nu suntem singuri în emisiunea asta, pentru că mă ceartă mama și așa mai departe. Domnule, nu mă ceartă mama. În minim mă ceartă. Nu mă mai ceartă de mult. M-a lăsat așa, a zis. Ușor da seama, e clar. Hai, hai, 33 de ce dracu să-l mai cert, da, da. Am dat greș. Dă-i. Uitați-vă acum pe fața Elenei. A fost dată cu crem, cu acest crem Angel Angels de la compania Janes Global. Janes Global. Șepele, șepen, șepele. Elena a întinerit cu 10 ani mai tineră. Uitați-vă cum arată ochiul stâng. Elena, stai de... Vai, uitați-vă, într-o minută, băiat. Această cremă i-a făcut tenul pele lui Elena mai tină. Doamne, mi s-a lipit stomacul, dă și răstupinării. Ia uite pe Elena, i-a făcut pielea mai tânără. Vai, cât cringe. Tinere. Vai, dar nu înțeleg de ce e cringe, dar e cringe, îl simt, îl simt. După simt cum stă Elena? Da, e... E împăiată, bă, băiatule, dar și privirea are o privire. Dar pare că surori astea.
Da, sunt surori, da, sunt surori, da. Și a făcut experimente pe sora ei, și mai mică sau crem. Mai mare. O dat-o cu crem. Sau sunt, sau probabil că sunt gemene sau ceva de genul ăsta. Ia, putem să vedem dacă putem sau... Dacă merge... explodează calculatorul. Dă-i un pic pe ea. Sau... Așa, pe ce. Da, pare că sunt... Pare că sunt gemene, chiar. Da, chiar gemene, da. Cu acest crem Ansel Angels de la compania Jonas Global. Uitați-vă ce bine ce ten. Deci pare efectiv că îi face Elena o farsă plus sursă. 10 ani mai tineră. Uitați-vă cum arată. I-a băgat de stânc. Elena, stai drept. Elena, stai drept. Ochiul stâng i-a dispărut ridurile. Uite cum se uită. Nu, nu, nu. Această cremă i-a făcut tenul pele lui Elena mai tină. Dai că nu mi-am... Mă doare stomacul, ești bun. Bă, ce tare, ia să mai deodată. Uite-ai dracu cum stau, da, bă, băiatule, ia, ca să știu să mă ferez de acum joi când mergem în de-asta. Hats! Eu la telefon, ia uite-l. Incredibil. iPhone 14? iPhone 14? Ce se bucură, bă, băiat? Eu cred, bă, bă, extraordinar. Doamne ferici, sunt întâmplă ceva, dar eu cred că băiatul ăsta a recuperat video din iCloud. Da. Nu cred că l-a postat el. Ăla i s-a furat telefonul, i s-a uploadat în iCloud și e pro așa și a văzut video. Îți dai seama pe lângă cât am reală în suflet când îl vezi pe ăla. Asta mi l-a furat. Când îi vezi, când îi vezi, vezi și zâmbetul, reacția, ăla, da. Zâmbetul ăla drăcesc, bă, efectiv, bă, frate. A, da, mă, că trenul ăla, pac, tu filmezi din tren, mamă, ce peisaje, hâț, vine un băiat. Dar vezi că ai știut al dracu, că acolo e un loc instagramabil, da, unde mă, foarte normal. Mulți turiști, îți dai seama că au stat și s-au uitat. Normal. Câți oameni scot mâinile, că uite că sunt mai mulți care scot, când, care sunt cu păi mâinile. Păi vezi că aș fi atent. În Filipine, în... Unde am mai fost eu? În São Paulo, în... chiar și în Cambodgia, aia ziceau aia, sau în Vietnam? Îți ia telefonul de pe stradă, de pe scooter. Cu scooterul. Wow. De pe stradă, adică... ni ziceau clar, bă, aveți grijă cu telefoane, nu stați, nu filmați pe stradă, nu astea, mai ales în zone aglomerate. Bucureștiul este un loc foarte safe. Și ai, bă, băiatule, și am auzit că și în Londra au început treaba asta. Să ți-l ia direct, sau... În state, am înțeles că au început ăștia, dacă ai ceasuri din alea mai așa, dar nu de sute de mii. De ceas de 5, 6 mii, 10 mii, ăsta ai mâna. Direct, adică n-au nicio emoție. Să ai mâna jos? Da. Da, mă, cum, dracu, să stai? Unde, mă, în Londra? Nu, în state. În Statele Unite, da, stai mâna? Au fost cazuri, da, mă, vin, ți-l iau, ori ți-l iau, hai, dă ceasul, ori direct, pa, la revedere. Nu e ca și cum se întâmplă constant, asta încerc zic, adică nu mergi prin Los Angeles și haoleu să nu-mi taie aia mâna. Nu, dar sunt foarte multe cazuri. Ce înseamnă că societățile alea foarte dezvoltate se întorc în anii 90 în România. Pentru că de obicei în societățile foarte dezvoltate pe care le vedem noi, wow, dacă urmărești la nivel social, păi vezi că New York-ul sau Los Angeles-ul mai nou, au mai mulți, țara noastră întreagă n-au boschetari cât au ăia într-un oraș. Asta știu, păi dar și, da, aia fac. S-au întors acolo unde eram noi în anii 90. Exact. Noi evoluăm și practic noi o să ajungem să conducem lumea. La noi e foarte imperiu safe. Românesc. La noi e foarte safe. O să fim un mare imperiu cu aia, zic eu, că o să cucerim efectiv, da, tot. Asta pe lângă, de, gen în Buzău, eu auzeam căcaturi de astea de prin anii 2000, deveneau, te prindeau pe stradă și... îți arăta o piatră cu aia, îți arăta o piatră și a... ia, cât îmi dai pe piatră asta? Hai, bună asta! Hai, bună asta! Te prindea noaptea pe stradă, îți dădea o piatră, într-adevăr, rămâneai cu o piatră. Zice, ia, cât îmi dai pe piatră? Și n-aveai cum să... Păi n-aveai ce să faci, că era un troc, te-ai invitat la un troc. Numai că trebuia să-i dai tot, gen. Ah, ok, da, e, la noi nu era așa. În Bacău nu era atât de evoluat treaba. La noi doar... dăm bani. Da, nu. Era ca să nu te... Nu se spunea te bate astea, nu. Era mai cumva mai diplomată. Da, treabă. Da, extraordinar. Ia. Trebuia să citești printre rânduri. S-a apucat femeia asta de ASMR, nu pot să cred. Vezi că ai mai prins și mai
Fă du-te că strici aici se mereu, cheia mama dracu. Cristian, ce face altele? Marș! A, dai și obraznic, fata asta. Nu mai pot cu asta. Păi de așa face cu microfon, vezi, să hârșii. Păi ce eu fac aici, nu hârșii. Dar, doamnă, ideea era să, bă, să faceți așa, să puneți mâna pe microfonul, adică nu să faceți așa, că n-are niciun rost, că nu se aude, adică nu, e, vă chinuiți degeaba. Ea e doamna care s-a... Da, domnule, știu făcut cine-i din... doamna asta. Bă, câți ani are femeia asta, bă? E, ce contează? E tânără în suflet. Na, acum... Ce contează câți ani are? A prins femeia acum un filon, a prins-o pe Floricica dansatoarea, cumva obosită, ostenită de atâta content. Și acum s-a ridicat dumneai cu mitrică, cu asta. Doamne. Doamna, că, doamne, gen, trebuie să atingeți microfonul. N-are rost că îi faceți așa, dacă... E degeaba, adică... Îmi strici ASMR-ul ăsta aici. În general, da. Microfonul trebuie atins. Da, uite ce bine este. Cum e, și la spate? E bine, e bine, și mai jos, și mai jos. Și mai jos e bine. Asta că mai jos, uităm mai târziu, nu acum. Da, bine, doar mai târziu. Pe sus, așa e bine. Nu simte așa, mami. Pune mâna pe inimă. Nu se poate, nu. Ți-mă jos, ți-mă jos, ți-mă bine. Nu mai motan din el probabil, el e motanelul sau el e puiuletele? Nu știu, dumneavoastră să ne spuneți cine credeți că e motanelul, cine credeți că e puiuletele. Tu îți imaginezi vizual cum arată o scenă de dragoste între motanelul și puiulete? Păi asta e chestia, că prin filmulețul ăsta nu ne arată mare lucru, dar cumva ne pune imaginația la încercare, adică ne forțează imaginația, nu că ne pune imaginația, nu ne invită să ne imaginăm, pur și simplu ne forțează să ne imaginăm niște lucruri pe care nu vrem să le imaginăm, adică efectiv a lăsat-o pe video să-i pună mâna la caras. La motanel. La puiulete. Bă, mă rog. Dar oare oamenii ăștia unde lucrează, bă? Nu știu, mă, tată, mai contează. Bă, dar te duci la serviciu, bă, duci la muchești pe stradă, bă. Nu poți să faci asta, bă, vă rog eu, bă, bosule. Bă, și da, dacă faceți din astea, eu înțeleg că cred că vine un foarte mare val de... Că cineva te vede. Râde lumea de tine. Adică nu știu dacă... Dar nu cred că au o problemă cu tu asta. Le dai voi să facă treaba asta. Adică voi și bullying-ul ăsta, că eu nu-s de acord cu el, dar dacă tu faci niște chestii din astea, doar nu te aștepți ca lumea să te aplaudi. Îți ia la puiulete. Dar pare că nu interesează, că oricum... Acum vine și toamna și cumva s-a deschis sezonul împerechierii la puiuleți și la motănei. Și-au intrat în călduri și pare că și ei sunt cumva în zona lor. Ferească Dumnezeu, sunt bă, în energia lor erotică. E plină țara de nebuni, bă, frate. Dar pare că sunt fericiți, adică pare au o viață erotică, da, da. Și de cuplu foarte fericită și că se înțeleg bine. Și asta e tot ce contează, dragilor, să fiți voi bine. Ia, bagă! Ia uite cât haide, ce frumoși sunt. Uite, ce frumoși sunt, incredibil. Foarte frumoși. Dar și ăștia-s violenți. Păi ăștia, cei mai mulți oameni morți, mâncați de animale, zic hipoclotan. Nu pot să cred. Ia, uite ce e acolo. Hai, mă. Ia uite-l pe băiat. Dă-mi. Așa-ți roznesc coasele. Dacă ajungi la el acolo. Capul. Îți dai seama? Așa stau și ăștia cu NPC-uri pe TikTok, ăștia care fac live-uri, așa stau și ăștia, fix așa, e o imagine foarte bună, o metaforă foarte bună pentru ăștia care stau pe live-uri pe TikTok să le doneze lumea. Să le doneze înghețată, să le doneze donale și... Eu m-aș juca cu un puiuț de ăsta de hipoclotam. Hipoclotamule? Cu un pui. Un pui, da. Da, un pui, da. Dar cu ăsta nicio șansă. Dar nu știu că am citit la un moment dat de ce ăștia omoară cei mai mulți oameni. Probabil că cred că nu-i vezi în apă. Ăstea nu-s de aia de să, nu știu, nu-i ca cum sunt crocodili. Ceva, îți iesă... Deodată. Deodată, sau nu știu. Dar cred că e rău.
This red bird is a neat freak. The first thing it does every day is to clean its surroundings. Green, yellow, flowers. Even the heavy branches are cleared away because what follows is an unbelievable courtship performance. However, the female is choosy. Any single leaf out of place could ruin its chances. Perfect. All the hard work pays off as a female arrives and the courtship begins in earnest. It starts with a bow to show its sincerity, followed by its eyes turning a more vibrant yellow. It proceeds to display a choreographed dance, spinning like a top at high speed. Although the performance has just begun, the female is already deeply impressed. The upright head feathers and fluttering wings indicate her inner excitement. It's a very promising sign, and the female is taken aback by what comes next. Asta e la Spider. Ce amuzant ar fi fost să danseze pe manele, de fapt. Uite-l, bă, băiat. Incredibil. Her excitement grows, even shows a hint of nervousness. Everything proceeds smoothly. It wins the favor of the female. Să moară Ciprian direct. A dansat-o, a dansat-o. Bă. Le-a căști odată, hop! Dar câtă muncă, bă, băiatule, ești nebun. Hapsu, hap după dulap, hoț. Câtă muncă, bă, băiatule, da, bă. Mi se pare impresionant că a făcut curat acolo, la locul asta de muncă, zic, înțelegi? Asta zic, s-o pregătit. Fiecare crenguță, fiecare, n-ai văzut că o frunză poate strica, poate strica tot. Da. Incredibil. Bă, incredibil. E extraordinar. Îi poate strica performanța. Vă seama cât muncește asta să facă un... Da. Și după asta, dar nu... Vezi că nu ne-am dat seama dacă doamna a acceptat sau nu. O accepta, adică a acceptat. O accepta. Ai văzut când i-a făcut dansul ăla din Chef's Baby și a arătat penajul galben? Eu da, pervers, rămas... adică a făcut jocul ăla, a hipnotizat-o și deodată da. S-a dus Xia. Pe la spate. Și... Incredibil. O, ai adus pentru mine ce? Șopârla sau picioarele, doamne? Că eu nu m-am uitat la șopârle, adică... Bă, n-ar fi rău să am... O, de asta. Uite, de asta nu mi-e frică. Nu e pui frică? De crocodil, nu? E pui de crocodil. Da, sau cred ceva. Că da. Nu știu ce. N-am mari probleme, adică nu mi se pare... Ceva că e mic, înțelegi? E mic și poți să-l iau să-l arunc de perete dacă face figuri. Gen. A, deci te poți lupta cu el. Da, mă, pot lupta cu el. Adică am control asupra lui. Dar dacă ar fi... Sigur. Peste un an n-ar fi ok. Eu cred că și mai repede că ăștia... Da, dar crezi nu știu repede. Ce să știa exact. Cred că pui de ceva. Ligator de ăsta, ce nu cred. Dar îți dai seama cum să te duci acasă la fata asta și te bagi cu ea în pat. Te bagi cu ea în pat și deodată să simți. Nu șarpile. Șopârla. Aligatorul. Cred că sar din pat. Scoate aligatorul la tine. Că cred că sar din pat. De... Așa e, na. La pune para Roberto Carlos. Roberto Carlos dentro. Levanta el cuero. Oh, que tof. Ți s-a întâmplat? Să visezi așa? Nu cu piciorul. N-am visat că sunt Zidane. Nu, să visezi ceva și să faci în somn ceva. A, da, sigur, dar nu eu așa, adică nu să lovesc. Eu am pățit, i-am mai dat o bucată așa lui Șoarec, dar nu tare, adică am atins-o, am făcut-o din aia, am făcut-o așa. Sigur, adică și eu nu mă mai șut, trebuie. Nici eu nu visez stilul ăsta. Dar bună, bun video, ăsta mi-a plăcut. Îți dai seama să viseze... L-am primit de la oameni. Să viseze Zidane. Asta, să ții una de la Zidane în somn. Sau de la Roberto Carlos. Sau de la Roberto Carlos. La Roberto Carlos te aruncă pe geam, ești nebun. Ți-ai luat 11 pizi de la, te trezești și nu înțelegi de ce te doare curul. How they say yes in Sweden. That means yes. Here in the Umeå, we say... And that means yes. How do you say yes? Ce dracu, mă? Ce dracu? Doamne, ce nație. Mergem să bem coaie. Ce, mă? Merge calculatorul. Cum dracu să zic? Și la nu faci...
Doamne ferește. Bă, asta fii atent. Asta abia l-am găsit. Ăla care urmează, abia l-am găsit și m-am pus în situația aia. Care urmează. Uh-huh. Vreau să te pui și tu. Yes. Oh my gosh, is someone trying to break in my room? Oh my gosh. Someone there? I can't see. Oh my gosh, can I try and get around the handle? I'm gonna call reception. I don't, I'm scared. What are you trying to do? Oh, no, horrible. Oh my god. Ce faci? Ce-a trecut, dar ce e aia, mă? E un șoricel de ăla cu magnet. A, e prins... cu magnet? Da. Bă, da, și ăla e într-un hotel, pe partea ăla. Da, bă. What the fuck? Why are you trying to break into my room? Dude. E, uite, și acum săream cu un șut. Și după care încuiam la loc. Cine e? Hello? Hello? Oi! Foto scrisul. Treci fătăs, doamne, ierul ăsta. Deci așa se intră în camera de hotel. Oh. Bă, ești prost la cap, dacă mă gândeam vreodată. Oh my god. Coai, futeam una direct. Ești cu un șur. Eu fugeam după el. Oh my god. Eu fugeam după el, ești prost la cap. I'm gonna call. Da, oh, de asta god. Recomandăm oamenilor. Which one is it? This one. Oh my god. Oh my god. Hello, hi. Is this reception? Yes, someone has literally just tried breaking into my room. Yes, can I have security up here now, please? Yes, I heard a noise and they had like a magnet and some cable ties and they tried getting in. They tried breaking into my room. Yes. This isn't a joke. Oh my god. Băi, I can't believe. Dude, că nici n-ai cum să te protejezi. E acolo, frate. Yeah. And this is a magnet as well. Oh my god. Ești nebun la cap? Bă, da. Oh my god. Wow. So that's what they were doing. Oh my god. Dar eu croc și picior. I cannot believe this just happened to me. Sunt fecioară, nu pot să mă observ. Oh my god. I literally just arrived at Vegas yesterday and then this has happened. Vegas. A, da, că Excalibur e în Vegas. Da, bă. Oh my god. I don't even want to touch it. Bă, ești prost. Uite-vă ce ziceam de state. He literally just ran off. Da, deci, pentru oamenii care merg în vacanțe, des, nu cap, drăguțe, nu vă luați obiecte de valoare sau dacă vă luați, încercați să vă luați camerei care au safe înăuntru și să vă puneți obiecte de valoare în safe. Da, pentru că safe-urile alea sunt, dacă poți așa să deschizi o ușă de la hotel să-mi bag picioarele, atunci poți face orice, jur. Deci da, nu mi-aș fi închipuit. Bă, e groasă. Niciodată. Dar tu îți dai seama cât de bine știa ăla această geografie a ușii hotelului. Cred că era cineva din hotel. Păi și eu cred la fel. Și eu cred la fel. Te vede de când intri. Aha, să uită pe tine un pic. Are un ceas, are oaia. Ok. Și pe aia te filează două, trei, da. Știi când pleci, sigur? Incredibil, bă, că poți să intri așa, da. Peste cineva. Da, eu nu mă gândeam. Bă, dar ce sistem de, nu mă gândeam niciodată. Că zici, cum eu intrat în cameră? Că eu închid. Că n-ai cum să te protejezi. Cum protejezi? Că zici, bă, închid ușa, dar după aia ce mai fac? Că din interior se poate deschide. Da. Adică cum fac să nu intri nimeni? Peste mine au intrat în hotel. Dacă am fost plecat în turnee și am fost plecat în Radio Aventura, am fost plecat mult vara asta. Au intrat cine? Da, au intrat doamnele de serviciu. A, bine, intrat... mă, așa au intrat și peste mine. Și eram dezbrăcat. A? Păi, da, dacă era vară, așa dorm, dezbrăcat. A? Doamne. Și dormeam, n-am auzit efectiv și am uitat să pun căcatul la poșe do not disturb și a intrat o doamnă peste mine. Vă rog, s-a văzut puiuletele, am pus mâna, dar a fost penibil.
Ia. Aia. Și la asta mă mai gândeam ce faci. Futu-s. Futu-s. Dă-te, băga mea. Dă-te. Mamă, băga mea. Mamă, băga mea. Dar e făcută, dă-te. E făcută, e a tăiat, a cropuit acolo. A bătut cineva, ia mai dă-i mă. Hai, ia. Că vreau să mă nenorocesc. Bate. Ia, deci, așa. Bam, și a tăiat, a cropuit aici. Și acum nu mai era nimeni. Cum? A cropuit. A cropuit imaginea, efectiv. A cropuit imaginea și după aia a... Eu nu știu dacă aș putea să fac asta. E că nu-mi imaginez cum, dar... Păi, era, uite, în asta era cineva, bătea. Da. Era cineva acolo în spate, da. Bătea. Și când după ai... care ia, dai, ia, dai, dai acolo frame cu frame. Doar mut așa, ia. Dai. Uite, e o cârnat acolo care bate. Bate. Așa, așa, așa. Stai să vedem. Dai. Și aici dai. A tăiat. Ia. Ia. Vezi că nu a tăiat, boss. Vezi că nu a tăiat, ești prost. Ia. Și aici a revenit. Cum? Ia, uite-te la... Că ar trebui să ai o mică săritură în cadru. Ia, dă-i. E, uite că am montat-o bine. Să nu trebuiască. Vezi că nu e situația situată. Ia, uite. Unde? Omule, a evoluat tehnologia foarte mult, poți să faci lucruri de genul. Recunoști că poți să faci lucruri de genul ăsta? Poți să faci, dar ideea e că tu, mișcarea trebuie să fie aceeași, la aceeași păi... înălțime, aceeași viteză, aceeași... Păi sunt dați dracu. Nu există așa ceva. Dă o morție, că nu, asta nu, nu se poate, nu se poate să... Mai vorbim când ajungi acasă. Nu, vorbesc că n-am așa ceva, că să și oricum nu mă mai duc acasă. Gata. S-a terminat antena videourile. Ce mă? Săptămâna viitoare ne vedem cu mic, cu mare. Ne revedem. Bye bye. Pupix, 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 pa pa!